Bună seara încă o dată tuturor celor care deja sunteți cu noi aici. Vă mulțumesc că ne urmăriți, să observ de cele mai multe ori cam aceleași persoane interesate și mă bucur foarte mult de interesul vostru. De aceea vă invit să rămâneți și în seara asta cu noi aici, pentru că Elena Lung, asistent medical de oncologie și profesor de nursing, după cum am menționat, va fi aici cu noi și vă va sta la dispoziție să vă răspundă și la întrebări, dacă sunteți elevi și doriți să-i puneți întrebări. Vă va spune și cum se desfășoară o zi din viața unui asistent medical de oncologie, cât de greu este să depășești zi de zi suferința cu care te încarci, cât de dificil poate să fie să vezi oamenii care trec pe acolo și s-ar putea să nu-i mai vezi, să mai treacă și a doua oară. Înainte de toate, așa cum bine știți, trebuie să încep cu aceleași mesaje. Îmi pare rău dacă vă deranjez. Trebuie să vă spun că orice problemă medicală se rezolvă la medic. Așa știm cu toții, da? Deci orice problemă se rezolvă la medic. Nu este nevoie să ne reamintiți pe grup. Nu trebuie să ne trimiteți la medic, problemele medicale se rezolvă la medic, știm asta, noi suntem asistenți medicali și ce facem noi pe grup? Împărtășim experiență. La fel și eu nu dau sfaturi medicale, doar împărtășesc experiență. Asta este activitatea mea de pe grup și de pe site. Deci fiecare, dacă are o problemă medicală, trebuie să meargă la medic. Reamintesc lucrul acesta. Bine, dragii mei, o să intru acum în Skype pentru a o contacta pe Elena, să intre cu noi în direct, să vedem dacă putem stabili legătura. Bună seara, Elena! Mă vezi? Da, Bună Elena, seara! te vedem foarte bine. Mulțumim că ai acceptat să vii în live-ul nostru. Din Cu suflet, mare mulțumim! drag, e o onoare și o cinste pentru mine invitația ta de a participa la aceste sesiuni. Mulțumesc din Mă suflet, bucur că Elena! ne-am cunoscut în sfârșit, că noi Da. ne-am cunoscut doar virtual pe Așa. Facebook, tot felul de comentarii. Exceptând săptămâna trecută când am făcut cunoștință direct pe Skype. Mă bucur și eu din tot sufletul. Le-am spus și colegilor care au intrat acum în direct că tu ești asistent medical de oncologie și că ești și profesor de nursing și m-aș bucura din suflet elevi. Spune, De Elena. semiologie momentan, De semiologie. semiologia, da, semiologia predau Înțeleg. și acum predau comunicarea. Super, super. Dacă sunt colegi, dacă sunt viitori asistenți în acest live și doriți să-i puneți întrebări Elenei, s-ar bucura din suflet, i-aș dorește foarte mult elevi care urmează să fie cât mai bine pregătiți și să asimileze informație de la ea. Elena, o să începem așa cum începem de fiecare dată, cu o mică prezentare. Cine ești, de unde, unde îți desfășori activitatea, care a fost pe scurt evoluția ta profesională până în acest moment? Păi să vedem, activitatea mea a debutat la 18 ani după ce am terminat liceul. La acea vârstă aveam tot felul de fluturași în cap și nu prea îmi stătea mintea la învățat. Am dat la medicină, am căzut cu brio, nu pot să spun, n-am fost suficient de ambițioasă. Cred că la momentul respectiv nici nu-mi doream foarte mult să intru la facultate, motiv pentru care părinții mei m-au trimis la lucru. Și mi-au Așa. spus, dorești să studiezi, o vei face prin propriile tale puteri. Eu am terminat liceul în 82. Pe vremea aia nu era o problemă găsirea unui loc de muncă, te duceai pur și simplu la direcția forțelor de muncă. Și îți spunea, în funcție de calificarea pe care o aveai, acum toți eram din promoția respectivă, calificați în industrie, ca să zic așa, toate liceele, indiferent de profilul anterior, deveniseră licee industriale, inclusiv Bălcescu.
pe care l-am absolvit eu. Avea o clasă de mecanică, o clasă de electrotehnică și o clasă de industrial. Deci să Unde am... înțeleagă colegii că tu nu ai terminat liceu Nu am sanitar. terminat. Nu am terminat liceul sanitar. Da, asta a fost evoluția mea. Am terminat liceul cu specialitatea de mecanic pe mașini unelte. Bineînțeles că în specialitatea asta, când m-au văzut la Direcția Forțelor de Muncă, nici prin cap nu le-a trecut să-mi ofere ceva în acest domeniu. Și mi s-a oferit un post de registrator medical la Institutul Oncologic. Și așa a început peripeția mea în această ramură a medicinei oncologia. La 18 ani, când eram tânără și zbăbăiată și, mă rog, mai puțin aplecată spre partea științifică a lucrurilor, m-am trezit față în față cu o realitate foarte dură. Lucram la fișier, respectiv scoteam foile de observație, fișele pacienților, le înmânam acestora în vederea consultului de specialitate. Dar eu sunt o fire foarte, foarte curioasă și de câte ori, normal, aveam memorie vizuală. Rețineam pacienții, ei vin periodic la controle regulate și stabilisem deja legături cu anumiți pacienți, în speță cu cei mai tineri, pentru care, normal, fiind și vârsta mea, aveam o afinitate mai crescută când vedeam prin ce suferințe trec și prin ce modificări fizice și psihice trec de-a lungul anilor, pentru că erau foarte mulți care făceau tratamente ani de zile. După ce am evoluat pe scară ierarhică, am ajuns statistician medical, deja munca mea a luat alte dimensiuni, notam controlele, rezultatele controlelor în foile de observație, pe dosarele în care erau depozitate ele. Și din acest spirit de curiozitate care mă caracterizează, citeam tot ceea ce îmi cădea în mână și vedeam evoluția lor în timp, favorabilă sau nefavorabilă, de cele mai multe ori, din păcate, nefavorabilă, dar mă bucuram pentru fiecare pacient care reușea să iasă de pe calea pe care majoritatea o cred în această boală că este cea care duce spre exitus. Am observat că nu este așa, că sunt multe cazuri care se vindecă, lucru care m-am bucurat. Ei, între timp, m-am hotărât să mă pun cu burta pe carte, dar n-am dat la medicină, am dat la electrotehnică. Și am absolvit facultatea de electrotehnică Pe la ce vârstă, Elena? lateral. La 27 de ani am absolvit electrotehnică și am lucrat 7 ani ca și inginer. Tot în Institutul Oncologic, la întreținere și depanare aparatură medicală. Am simțit că nu este ceea ce îmi doresc să fac. Nu aveam o comunicare extraordinar de bună cu aparatele. Nu Deci aveam să înțeleg feedback. că pe la 37, până pe la 37 de ani tu ai tot, sau 34, 35 de ani tu ai tot făcut Cam așa. inginerie. Până la 34 de ani, eram. La 31 de ani am născut al doilea copil, am intrat în maternitate și atunci am luat decizia să-mi schimb meseria, să mă fac asistentă medicală. Pentru că este chemarea mea dintotdeauna, mi-am dorit lucrul ăsta. Norocul meu a fost că am avut parte de sprijinul soțului meu, care m-a încurajat. Părinții, pe de altă parte, au fost împotriva acestui lucru. Tatăl meu fiind medic, li se părea ceva anormal ca eu să trec de pe un post cu studii superioare pe un post cu studii medii. Având în vedere că în perioada în care am făcut eu post liceală, nu era încă facultatea de asistenți medicali, ci doar post licealele. Și am prins primul tren la școala post liceală Sfântul Bartolomeu, ca să zic așa, am fost prima promoție.
Am fost extraordinar de hotărâtă, eram foarte matură în gândire. Mi-a plăcut tot ceea ce am făcut. Am avut norocul unor profesori dedicați, devotați meseriei. Cum să zic, cu drag pentru noi, ne predau cu atâta responsabilitate, ne induceau acea responsabilitate și profesionalismul lor prin modul lor de a fi. Îți era rușine să te duci la ore fără să înveți, sau cel puțin pentru mine, eu așa vedeam lucrurile. Am fost foarte, foarte hotărâtă și determinată să termin această școală pe primul loc, să zic așa. Ce frumos! Niciodată nu m-am zbătut, n-am avut ambiții de genul ăsta nici în timpul liceului, nici în timpul facultății. Pentru mine era suficient să absolv clasa sau să termin facultatea, indiferent cu ce notă. Aici, pentru că absolut tot ceea ce se preda și tot ceea ce făceam la ore îmi trezea interesul, am fost, cum să zic, foarte responsabilă și am învățat. Dar, Elena, să știi că este și de multe ori apanajul vârstei, adică deja la 30 de ani ești mult mai responsabil. Nu se compară. Foarte, foarte responsabil și am avut noroc că eram în acea clasă, eram 7 colege, toate cu studii superioare, care au decis Ce să schimbe frumos! meseria în meseria de asistent medical. Ce Și frumos! era o competiție permanentă între noi, cele 7, Ce care frumos! să fim, dar o competiție în sensul pozitiv al Da, cuvântului. constructivă. Da. Constructiv, da, deci nu implica Ranchiună sau... ranchiună sau mers cu diferite atenții pe la profesoare pentru o notă mai mare, nu. Și să-ți mai spun încă un lucru, nu mi s-a părut obositor. Deși lucram 8 ore, mă duceam acasă, duceam copiii la grădiniță, aduceam copiii de la grădiniță, de la ora 3 fugeam la cursuri până la 8-9 de multe ori. Ajungeam acasă, stăteam într-un apartament de 2 camere, învățam în budă. Da, ca să nu deranjeze lumina pe copii, aveam ușile acelea clasice de apartament cu Sticlă. geamule, Da. cu sticla, exact. Și atunci, ca să nu deranjez copiii în timp ce dorm, eu stăteam pe vasul de toaletă și învățam de jur împrejur, îmi erau cursurile roată. Deci Și asta e că... pentru colegii care au întrebat, câțiva colegi care sunt elevi încă, au întrebat cum se poate să fii mamă și să ai copii și să mergi și la școală și să ai și servici. Uite că se poate, așa, Da, Elena? se poate, se poate. Așa am terminat și facultatea, fiind la seral, eu lucram până la ora 3 și cursurile le aveam de la ora 3. Bine, plecam mai repede, că toată lumea înțelegea și știa care e situația mea, ca să pot ajunge la cursuri și stăteam la cursuri până la ora 8-9. Deci Frumos. 6 ani de seral au însemnat același lucru, practic un program de 14 ore pe zi. Non-stop, program în care de multe ori, să știi, Meda, nu aveam timp să mănânc. Cred. Nu să mă duc la baie, nu erau rezerve. Acum tu știi bine care era situația, nu erau restaurante, nu Exact. erau cofetării unde să poți să intri, să te aranjezi un pic, să-ți reîmprospătezi lucrul sau să iei un snack, ceva, o mică gustare în drum Exact. spre școală. Exact. Bun, deci am îmbinat și nu consider că mi-a fost greu. Nu mi-a fost greu deloc pentru că am făcut ceea ce mi-am dorit și ceea ce mi-a plăcut în viață. Și în timp au început să accepte și părinții mei această situație, mai ales când tatăl meu, cum am spus, fiind medic, auzea tot felul de lucruri pozitive la adresa mea din partea profesoarelor care mă îndrumau la școală, lucru care l-a făcut mândru Corect. de alegerea mea.
E, și când s-a înființat și școala, facultatea de asistenți medicali, am decis să o urmez și pe aceea ca să le liniștesc lor problemele legate de așa zisele studii superioare, care, după părerea mea, sunt mai puțin importante atunci când ai acest dar de a vindeca oamenii și de a putea fi alături de ei. Deci, vedeți, vă spune un profesor de nursing asta, deci nu contează că studiile sunt absolvite ca și licențiat sau ca și elev de școală post-liceală, contează determinarea și dedicarea în meserie, nu? Absolut, absolut. Dacă faci ceea ce îți place și ceea ce îți dorești, nu contează ce eforturi trebuie să depui. Fizic, material, treci peste orice bariere, orice obstacole ca să-ți atingi scopul. Și acum, dacă tot suntem aici, tu care le-ai făcut pe ambele, eu n-am făcut decât școală post-liceală, tu Așa. care le-ai făcut pe ambele, ca și o comparație, cum ți se pare ca nivel de pregătire, deci mă refer ca și implicarea profesorilor, ca și, mă rog, nivelul de pregătire a unui elev. Adică sigur că până la urmă depinde de elev și nu depinde de profesor, da? Și nici cred că Da, de nivelul absolut. școlii, nu? Deci nici de nivelul școlii. Nu. Depinde de fiecare în parte, respectiv de fiecare student, elev în parte, dacă dorește sau nu dorește să facă această meserie cu responsabilitate, pentru că este, cred că, cea mai responsabilă meserie pe care poți să o ai pe lângă cea de medic. Ai în Exact. viața ta viața altor oameni. Nu ne putem juca, nu putem fi indiferenți, nu putem fi superficial pregătiți. Acum, referitor la întrebarea pe care mi-ai pus-o, țin să precizez că pe vremea când am absolvit eu școala, cadrele mele, profesorale erau extraordinar de implicate. Același interes l-am văzut și din partea colegilor mei, lucru care progresiv a scăzut. Inclusiv calitatea actului profesoral, inclusiv interesul elevilor față de școală. Deci este bilateral, nu poți să spui că Da. elevii sunt mai proști, mă scuzați, elevii sunt mai proști sau profesorii sunt mai proști. Nu, interesul este un total dezinteres de ambele părți. Absolut așa este. Totul se face doar pentru acea hârtiuță pe care se specifică că ai absolvit o școală, indiferent care ar fi ea. Acum, plusuri vis-a-vis de școala post-liceală și facultatea de medicină, secțiunea de asistenți medicali, care ar fi? La post-liceală, pe vremea mea, se făcea foarte multă instruire practică. Și acum, practica, am discutat cu elevii de la școala unde predau. Și am observat că s-a făcut la modul cel mai serios posibil. Adică au fost implicați, li s-au arătat manopere, au participat la manopere, și s-au declarat foarte mulțumiți de cele 4 săptămâni de practică în care au acumulat cunoștințe. Problema s-a pus pentru că, în primul semestru eu le-am predat semiologie. În momentul în care profesoara lor le-a solicitat să expună un caz dintre cele la care au făcut anumite manopere. Și acolo a început problema mare. Nefiind foarte atenți la orele de semiologie, n-au știut să facă anamneza corectă. N-au știut să scrie evoluția istoricul bolii, antecedentele heredocolaterale, patologice, fiziologice, tot ceea ce implică o anamneză corectă și tot ceea ce trebuie noi, ca asistenți medicali, din punct de vedere al celor 14 nevoi, să observăm cu privire la un pacient. Și am îndrumat acum, la ultima oră, cum să-și conceapă aceste planuri de îngrijiri. Bun. La Facultatea de Asistenți Medicali, să trec acum pe partea cealaltă. Am avut câțiva profesori extraordinari de la care am avut foarte multe de învățat,
dar au fost și profesori cu mai puțin interes pentru noi. Nu știu, am impresia că noi, încă asistenții medicali, suntem văzuți așa ca un fel de umplutură față de studenții de la medicină. Nu suntem încă foarte apreciați, nici nu mă miră lucrul ăsta, pentru că dezinteresul este general, quasi general, nu pot să generalizez. Din absolvenții cu care am terminat eu asistența medicală la UMF, majoritatea erau interesați în momentul în care aveam examene sau colocvii sau orice altă formă de control a cunoștințelor noastre. Interesul lor era să ajungă cât mai repede să-și ocupe locuri în băncile din spate ale anfiteatrelor ca să se poată inspira. Așa. Lucru care este și acum valabil. Da, din Dar să-ți păcate. mai spun, da, au fost câteva colege care, într-adevăr, s-au implicat și au învățat necondiționat, pentru că și-au dorit lucrul ăsta. Încă o chestie, să vezi ce înseamnă la teste. Când le dădeam elevilor mei testele, prima întrebare era, dar nu este test grilă? Zic, nu, este test descriptiv. Dar puteți folosi cărțile. Problema este că degeaba au cărțile în față, pentru că nu știu să aleagă esențialul. Nu știau cu cartea în față, cu subiectul în față, cu indicații de la mine, le spuneam, trebuie să scrieți așa, datele anamnezei și le spuneam AFP, APP, AHC, plus istoricul bolii și altele. Deci, cu toate aceste informații, nu au reușit să conceapă niște teste care să mă satisfacă din punct de vedere al unui profesor. Am înțeles. Deci cu cărțile deschise. Cu cărțile pe masă, da. Deci Cu cărțile. aviz elevilor care sunteți, vă rog, măcar să citiți și să știți unde este capitolul de unde trebuie să scrieți, măcar atât să știți la ce vă referiți. Acum, Da. chiar dacă știau capitolul, nu știau să-și extragă Din. informația care le-o ceream eu. Am înțeles. Au probleme de limbaj. Limbajul nu este adecvat unui cadru medical. Am înțeles. Dar asta sper ca toate lacunele astea în 3 ani de zile, eu acum predau doar la anul întâi, sper că aceste lacune să încercăm să le acoperim, pentru că mă axez foarte mult pe îmbogățirea limbajului medical, pentru că dacă ai un limbaj adecvat, încrederea pacientului, a aparținătorului în abilitățile tale profesionale crește. Așa este. Și nu numai a lor, cât și a medicilor. Exact. Deci Deci e noi foarte tot timpul important. așteptăm ca medicii să ne trateze de la egal la egal, cum vedem în filmele de pe tot felul de canale de astea dedicate cu serialele astea cu Da. tematică medicală, unde vezi că asistentul cu medicul Medic. formează o echipă. Da, ca să formezi o echipă trebuie să ai cunoștințe. Exact. Pentru că altfel nu poți câștiga respectul medicului cu care lucrezi. Exact. Și trebuie să înțelegi ce vorbește medicul, în primul rând. Absolut, absolut. Trebuie să înțelegi informația și trebuie să-i transmiți Un feedback pertinent. un feedback în același limbaj în care ți l-a transmis și dânsul. Exact, corect. Și să revenim acum la evoluția ta. Deci tu ai terminat asistența medicală, da? Ai terminat Da. școala Din post-liceală. 2000 lucrez ca și asistent medical, tot în cadrul Institutului Oncologic. Am făcut tot felul de demersuri,
La vremea respectivă, cu o derogare de la minister, postul meu de inginer s-a transformat în post de asistent medical. Ce frumos! Atunci nu erau concursuri, erau mai multe transferuri și tot felul de chestii din astea. Nu se organizau concursuri foarte multe. Și în momentul în care a fost disponibil un post, am fost chemată la Serviciul Resurse Umane și am fost întrebată dacă doresc să lucrez asistent medical pe secția de ambulator, respectiv spital de zi, a Institutului Oncologic și am zis sigur că da. Am fost întrebată, știi că este cea mai grea secție? Am zis, nu știu, dar nu cred că este un impediment. Sunt dispusă să încerc. Și am încercat. Deci Nu pot să. cu asta deja tu ne-ai și răspuns care a fost conjunctura care te-a adus aici. Deci n-a fost vorba neapărat de program sau de salariu sau dacă ai crezut că e comod serviciu, ai știut clar că nu e comod, dacă a fost mai aproape de casă sau dacă ți-ai dorit toată viața asta. Deci ne-ai explicat acum că... Dar ți-ai dorit până la urmă să... Programul știam din start. În medicină niciodată nu poți pleca de la ideea că ai un program foarte bine stabilit, cu excepția celor care fac ture, dar nici atunci, pentru că, de exemplu, eu am lucrat și în ture. Până când nu vedeam pacientul de care mă ocupasem eu stabilizat, nu plecam. Am înțeles. Asta înseamnă responsabilitate. Deci, poate că am greșit pe undeva, că am pus mult prea mult accent pe partea profesională decât pe partea mea familială. Și am pierdut câteva aspecte importante din viața mea, vis-a-vis de copii, de evoluția lor, de părinți, de toți cei care mi-s dragi. Am înțeles. Acum nu pot să zic că și satisfacțiile au fost pe măsură din punct de vedere profesional. Cred. Așa, și Și atunci, am haideți ajuns să. pe spitalul de zi. Deci, o să trecem atunci la cum arată o zi de muncă din viața ta pe o secție de oncologie. Da? Deci, că pe urmă o să ne povestești și cum a evoluat ulterior legat de asta. Acum vorbim de partea de oncologie medicală, ceea ce implică tratamentul de chimioterapie, pentru că eu acolo am aterizat. Am înțeles. Pe chimioterapie, neavând habar cum să pun o, nu branulă, că nu exista o branulă, chimioterapia, transfuziile, totul se făcea cu ajutorul acelor perfuzoare cu ac. Chimioterapia implică administrarea de până la 2-3 litri de hidratare. Medicamentele sunt majoritatea nefrotoxice și atunci noi trebuia să facem hiperhidratare ca să nu afecte rinichiul. Poți să-ți dai seama ce înseamnă pentru acel pacient să stea câte 8 ore nemișcat sau, mă rog, să-i scoți acul când merge la toaletă și să-i repui din nou perfuzia când se întoarce. Era destul de greu. Până în momentul în care au apărut pe piață branulele, a durat vreo 2 ani de zile. Deci programul era cam așa. Veneam pe ora 7 la servici, începeam recoltările. La toți pacienții se recoltau probele biologice. Tratamentul se stabilea în funcție de rezultatul acestor probe biologice. De exemplu, dacă aveau trombociții sub 100.000, leucocitele sub 2500, hemoglobina sub 8, nu se putea face tratament chimioterapic. Dacă aveau mucozite sau dermatite foarte extinse, iară nu puteam face chimioterapia. Pacienții, atât pacienții cât și noi, până ne venea rezultatul, stăteam într-o stare de expectativă. Bun, când aveam rezultatele, medicul ne dădea planul de tratament, chimioterapia, noi scriam condica, ne trimiteau flacoanele de chimioterapie în cadrul secției noastre și le dizolvam noi. Ceea ce înseamnă
că trebuie să ai foarte bune cunoștințe de matematică Exact. pentru a putea doza corect citostaticul, știind că efectele secundare, toxicitățile pot duce până la deces în cazul unei greșeli de dozaj. Deci voi făceați dozajul și nu Noi medicul. făceam, da, în funcție de planul de tratament care era stabilit de către medic. Deci să nu Noi vă din mai plângeți altă dată, medicul face, medicul face. Deci și asistentul trebuie să aibă cunoștințe cu privire la aspectul de dozaj și de... Absolut. Sigur. Absolut. Da, cunoștințe foarte, foarte serioase. Deci nu ne putem juca aici, nici, indiferent de ce medicament ar fi. Am înțeles. Bun. După ce aveam toate rezolvate, vreau să spun că după ce recolteam probele biologice, pregăteam perfuziile premergătoare sau așa numita premedicație, care include un protector gastric, includea un antihistaminic și un antiemetic, care mergea și era cam același la toate schemele de chimioterapie, indiferent de localizarea tumorală. După care începeam administrarea propriu-zisă. Ce înseamnă asta? Trebuia să fim foarte, foarte atenți la reacțiile pacientului. Deci nu te duci numai și schimbi flaconul cu următorul, că noi le notam 1, 2, 3, 4. Eram două asistente inițial, eu fără niciun pic de experiență și încă o colegă. Ea, săraca, nu avea timp. Aveam un flux în jur de 40-50 de pacienți pe zi. Eu de-abia reușeam să prind o venă. Îmi ceream scuze vis-a-vis de pacient. După aceea, citind efectele secundare, mergeam acasă, citeam, îmi luam pliantele din fiecare chimioterapie epeutic pe care le administram și citeam efecte adverse, citeam cum se diluează absolut tot. Asta ca să pot informa și pacientul la ce să se aștepte după ce termină tratamentul. Dar tu te informai cu privire la aceste Eu aspecte. mă Medicii nu au timpul necesar. Deci, atenție, informam. Eu mă informam. Nu. așa trebuie să decurgă lucrurile și astăzi. Nu trebuie să așteptați să vă Da, tragă cineva de mânecă, nu? normal. Normal, dacă nu mai citiți prospectele, dragi colegi, citiți pe Google că aveți toate informațiile necesare. Exact. Cum se diluează, cum se administrează, care e doza pe kilogram corp. În ce, absolut toate informațiile le puteți obține mult mai ușor decât le obțineam pe vremea noastră. Te trebuia să citești. Aveam carnețel de notițe, cu carnețelul ăla Acum umblam sunt la distanță de rar. un click, un singur La click. distanță de un click, exact, așa este. Da, și să știi că și asta este un foarte mare efort pentru unii. Am văzut, din păcate. Nici măcar nu citesc prospectul la medicamente. Și asta e Nu foarte știu. tragic. Foarte tragic, foarte tragic. Bun, deci după ce administram chimioterapia și totul decurgea conform planului, urma partea de birocrație, de decontat în foaia de observație, de făcut concedii, dacă era cazul să facem concedii. Tot noi completam concediile, noi scriam condițiile, noi recolteam probele, noi scriam cererile de analize medicale, noi urmăream rezultatul la analize. În momentul în care mergeam cu rezultatul la medic, noi știam deja că va face sau nu va face pacientul tratamentul, că ajunseserăm să știm să interpretăm rezultatul analizelor, ceea ce e foarte important, pentru că obții timp. Exact. Deci, Pacientul nu mai trebuia să facă anticamera, să-i spună medicul că nu se poate face tratamentul. Medicul ne ruga pe noi să comunicăm pacientului că îl așteaptă peste o săptămână, două, sau că urmează să primească un alt tratament care să-i corecteze anemia, să-i corecteze leucopenia, să-i corecteze trombocitopenia sau alte efecte adverse. Și așteptam în fiecare zi până se terminau absolut toate perfuziile.
Fiind la spitalul de zi, pe secție de ambulator, pacienții, cei mai mare, lor majoritate, erau din teritoriu. Respectiv, pot să zic, în procent de 60% din Moldova. Ei, săraci, veneau ori cu ceva ocazie, ori cu trenul, ori cu... Am avut pacienți care veneau cu taximetru. O, săraci. Ori cu curse, erau legați de orarul acelor Mijloace de mijloace transport. de transport. Noi trebuia să încercăm să ne mulăm pe cât posibil pe orarul lor, astfel încât să poată face totul într-o singură zi, dacă era schemă de o zi. Și nu vă enervați, nu săreați la gâtul lor, nu ziceai: Doamne, stai cu minte acolo, că acum ești la medic aici. Niciodată, nici una. Am avut norocul să nimeresc într-o echipă extraordinară. Atât asistentele, cât și infirmierele, cât și medicii. Ce frumos! Medicii, în momentul în care au văzut că noi avem cunoștințele și pregătirea necesară, ne-au stimulat să gândim, cum să zic, ne-au stimulat să avem inițiativă. Și sunt Un ferm lucru convinsă că foarte important. și astăzi lucrurile s-ar derula tot așa, pentru că eu am stat de vorbă cu mulți medici legat de asta și și-ar dori foarte mult asistenți pregătiți. Că multă lume spune: ce, că nu-mi dă voie să vorbesc. Ba da, ți-ar da voie să vorbești dacă ai ști și ai dovedi că știi să vorbești. Nu? Corect, corect, corect. Am avut noroc întotdeauna, cel puțin cât am lucrat în Institutul Oncologic, de oameni care ne-au apreciat profesionalismul, ne-au apreciat empatia, ne-au apreciat echilibrul emoțional, pentru că noi toate trebuia să dăm dovadă de un echilibru emoțional extraordinar, pentru că stresul și încărcătura emoțională în aceste secții este maxim. Pot să spun că este cel mai mare din toate specialitățile, poate cu excepția paleației, dar paleația este o prelungire a oncologiei Exact, în mare parte. exact, exact. Majoritatea cazurilor terminale, sunt, pacienți cu patologie oncologică. Oncologică. Da. Asta a fost situația. După care urma, făceam foarte, foarte multe studii clinice. Acolo, iarăși, trebuia să înveți. Erau multe studii clinice în care erau două brațe. Unul de placebo și unul de medicament propriu-zis. Ce Foarte interesant. mulți oameni, zic, nu vreau să particip la studiu. Da, dar când nu mai ai nicio resursă terapeutică, acest studiu poate să fie o șansă pentru tine. Deci am văzut foarte multe medicamente și sunt mândră să spun că am participat la foarte multe studii clinice pe medicamente care ulterior au fost aprobate de FDA, O, ce deci fain. Federal Drug Și Association, așa, și sunt acum în uz în oncologia medicală cu rezultate spectaculoase. o, ce Deci, care frumos. Ce la vindecare în multe tipuri de cancere, nu? patologii oncologice, da. Da, deci sunt Interesant. foarte, foarte mândră că am participat la Cred. aceste clinice. Și ce înseamnă oncologia? Înseamnă ca tot timpul să fii disponibil să înveți, să te perfecționezi continuu. Și aici nu mă refer la acele cursuri fantomă organizate de OMMR, cu tot regretul trebuie să spun, sunt doar niște cursuri de formă Pentru care nu creditare. aduc pentru niște credite, da, care nu îți aduc informații noi. Sunt aceleași cursuri repetate în fiecare an. Din păcate, lectorii dau dovadă de același dezinteres și ca și elevii, ca și studenții, ca și asistentele. Toți simțim o frustrare foarte mare
Când vezi că trebuie să plătești o anumită sumă de bani, acum am înțeles că sunt anumite organizații, OAMMR, care au renunțat la plata pentru aceste studii, aceste Cursuri. cursuri pentru credite, da. Dar calitatea nu s-a îmbunătățit, din păcate. Și un alt aspect foarte important, acolo este un cerc închis. Deci nimeni din afară care are posibilitatea sau are dorința de a împărtăși cunoștințele Nu nu au este acces accept. în acest cerc închis al lor. Exclusivist. Exclusivist, exact. Da. Îmi Bine. pare rău că trebuie să o spun. Așa. Așa este. E tragic. Acum că am ajuns la aspectul ăsta, că pe urmă trecem la celelalte întrebări, vreau să-ți spun cum văd eu lucrurile. Doar o idee. Părerea mea este că dacă cineva, de exemplu, ar vrea să acorde, că știu că și tu ai mai ajutat la domiciliu pacienții, dacă cineva Da. ar vrea, mai ales acești pacienți pe care îi duceai, te chemau disperați acasă când nu mai puteau să se deplaseze, că am vorbit și o să ne povestești imediat, ordinul asistenților nu permite să te duci. Din punct de vedere legislativ, nu permite decât prin intermediul unor asociații de îngrijiri. Ideea este că eu, cum văd eu o soluție, nu mi se pare normal, pentru că o soluție nu există prin aceste asociații de îngrijiri la domiciliu. Acestea au un secretariat până la ora 1, 2, maxim 3. Dacă omului se întâmplă ceva la ora 17, la ora 18, la ora 19, el nu are unde să apeleze, el nu poate să apeleze la acea asociație să cheme asistentul și, din punct de vedere legislativ, nu are voie să cheme direct asistentul. Nu este normal. De asemenea, dacă omul are resursele financiare să cheme pe cineva la domiciliu și vrea el din resurse proprii să plătească, nu se permite. Deci este ilegal. Pe undeva eu înțeleg că sunt foarte mulți asistenți slab pregătiți care pot să facă gafe acolo. Și atunci, eu cum văd pe viitor o soluționare? Eu zic așa, ar trebui ordinul asistenților cu alte treburi să se ocupe, să ia asistenții. Absolut. Să ia asistenții și să îi autorizeze pe o manoperă. Adică știm că la un domiciliu se poate face o puncție venoasă. Hai să-l testez pe ăsta care vrea să facă o astfel de activitate, să-l testez dacă e capabil să o facă și să o poată face cum? Puncție venoasă, cu seringă, cu fluturaș, cu branulă, cum știu. Îl testez pe astea și dau autorizarea pentru manopera respectivă. Sau un altul care vrea să facă îngrijirea plăjilor. Testează-l, domnule, ești ordinul asistenților, ești în interesul asistentului și a pacientului. Din păcate, pacientul este o victimă colaterală. Eu am sesizat că el Da. este doar o victimă și nu poate să-i se acorde îngrijiri, pentru că ordinul te îngrădește la treaba asta. Ci că Acum știi ce cred? Eu nu cred că ei, ca ordin, au competențele necesare de a evalua pregătirea noastră profesională. Pentru că majoritatea sunt din ramuri ale medicinei care nu prea au contact foarte mare cu pacientul sau cu cazuri extraordinar de dificile, care așa. necesită îngrijiri Bun, dar la domiciliu. aia nu înseamnă că Eu nu poate zic să că facă. și tu ai această autoritate pe baza diplomei pe care ai obținut-o în urma absolvirii unei școli, Exact. fie ea posecială. Ei ar trebui, eventual, să-ți dea o derogare, ca să zic așa. Dacă eu mă duc și solicit, ei ar trebui să fie obligați să-mi dea acceptul ca eu să pot să mă duc să îngrijesc la domiciliu, Exact. dacă îmi doresc acest lucru. Plus Mai că ales că. tu, ca și asistent, eventual poți să închei o asigurare de malpraxis, să existe o asigurare care să te acopere pentru așa ceva. Ei spun că nu există, numai. Normal. Bun, să-ți fac o asigurare prin care să te acopere de așa ceva, pentru orice, să te exonereze de așa ceva și tu să răspunzi pentru ce faci. Adică tu să răspunzi. Mie mi s-a spus că ordinul nu răspunde pentru astfel de asistență. Dar de ce să răspundă ordinul? De ce nu răspunde fiecare asistent în parte pentru actul medical pe care îl desfășoară? Nu? Da, dar vreau să-ți spun că la noi răspundea medicul, deci medicul ne trimitea.
Am înțeles. Mie mi s-a spus. Medicul ne ruga, deci dacă medicul care este cel care mi este superior direct, Da, autori, îmi deci spune, da, numai. autorizat să-mi traseze o Uite că sarcină. nu e adevărat, Elena, vreau să-ți spun că am fost în audiență să mă informez. Mi s-a spus că medicul, eu lucram cu un domn doctor, medic de familie, care mă mai trimitea la pacienții noștri care erau disperați la pat și mă trimitea să, pur și simplu, avea atâta încredere în mine, încât el nu putea pleca de la cabinet, dar spunea, du-te tu, te rog să-l vezi, spune-mi cum arată. De multe ori de acolo îl sunam și îi spuneam, uite, e așa pacientul, e așa, și el îmi spunea ce trebuie să fac. Sau mă trimitea, uite, trebuie să-i faci un hemisucinat, că are într-o alergie urâtă, are un edem palpebral sau ceva și mă trimitea. Ei bine, am aflat acum, când am fost într-o audiență la Ordinul Asistenților, că nu avea autoritatea să facă asta, ci că nu are autoritatea decât dacă i-a autorizat el sau instituția pe îngrijiri la domiciliu. Deci, Elena, ne îngrădim în niște reguli, dar o grămadă de reguli care sunt dezinteresul pacientului și o să murim cu toții pe Asta am capete. vrut să zic, pentru că tu aceleași resurse le consumi pe pacient, indiferent că îți vine la servici, la spital sau că te deplasezi tu la domiciliu. Dar ce este benefic este faptul că nu supui pacientul Scoateri din mediu. unui efort Exact. suplimentar, pentru că Exact. acești pacienți de multe ori, în faze terminale, nu se mai pot deplasa. Sunt legați de o anumită persoană care să-l ducă, să-l aducă. Locuri de parcare nu găsești. Exact. Nu-l poți aduce până în față la intrare. Exact. Da? Tu, din punct de vedere material și ca resurse umane, același consum îl ai. Ba mai mult mai puțin, Elena, pentru că Mult mai puțin dacă te duci la domiciliu, că da. pacientul ăla nu consumă cu taximetru, nu își Exact. caută un O persoană însoțitor care să îl... care poate la rândul lui trebuie să iasă de la servici să-și ia o zi liberă sau să angajeze o ambulanță privată care știm cât Da, costă. așa este, Plus că așa se este. destabilizează pacientul respectiv pe câte o săptămână. Deci eu chiar acum am în derulare o prietenă dragă care mama ei, scoaterea din mediu a însemnat o cădere, este cu demență mama, și scoaterea din mediu în urma unei fracturi a dat-o înapoi cu câteva luni de tratament. Pe tocmai pe când a stabilizat-o, acum a dat-o înapoi. Groaznic ce se întâmplă. Deci îngrijirea în mediului, în habitatul lui, înseamnă un beneficiu extrem pentru pacient. Extrem. Da. Dar Păi, cred că eu ți-am povestit întâmplarea cu soacra mea care și-a rupt tot așa colul femoral și a ajuns internată într-un spital, nu spun în care spital. După 10 zile, femeia era complet lucidă și orientată temporospațial. Am scos-o de mentă pe proprie răspundere și am groaznic. dus-o într-un spital privat, unde a durat în jur de 5 luni până am reușit să o aduc la starea ei normală de Groaznic. luciditate și de orientare temporospațială. Efectiv dementă, deci în 10 zile degradarea ei a fost fulminantă. Am Incredibil. scos-o pe lângă faptul că era dementă, am scos-o și cu escare maleolare. În Groaznic. 10 zile, Deci în 10 zile. post-operator, În 10 a zile fost operat nenorocești un om în care se un om. recuperează în 5 luni cu niște costuri infernale. Deci infernale. Da. Este Nu groaznic. contează cât au costat materialele pe care le-am folosit acasă, că am folosit doar materiale de bună calitate. Dar ce nu înțeleg? Operație de col femural, de protezare de col femural, așa, la un vârstnic care se presupune că au incontinență urinară. Majoritatea au, 99% sunt cu Exact. incontinență urinară. Și tu nu-i pui sondă urinară. Este dezastru. Și 10 zile tu nu vezi că pacientul respectiv nu urinează. Deci nimeni nu s-a sesizat din punct de asta spun și noi ca profesionaliști, inclusiv medicii, asistentele, infirmierele, cât și partea administrativă a spitalelor au suferit o decădere în ultimii ani, care mă îngrijorează profund.
Și pe mine, și mă gândesc că urmează să ajungem acolo și să devenim pacienți și nu știu, trebuie găsită soluția. Eu chiar discutam cu ginerele meu zilele trecute, pentru că am fost solicitată să fiu lector la o conferință care va avea loc în 11 iulie legat de asistența primară și discutam cu doamna președinte a asociației respective care m-a invitat să fac o dezbatere acolo, ce să discut. Și vreau să discut acest subiect și chiar discutam cu ginerele meu că se dorește implementarea la noi în România, se dorește implementarea acelor centre de vârstnici unde să instituționalizăm, ne luând în calcul că noi avem niște bariere culturale, adică cultura Da. românilor nu presupune să accepte așa ceva. Pe un vârstnic pe care îl scoți din mediul lui, în 2 luni l-ai terminat. Deci nu există, plus că nu avem resursele, trebuie să recunoaștem, nu avem resursele necesare să îi îngrijim în centrele de vârstnici. Un centru de vârstnic decent a plecat de la 2500 de euro în sus. Cine își poate Da. permite așa ceva? Deci nu-i Așa. posibil. Iar Dar vârstnicii eu nu. cunosc cazuri în care este vorba de mătușa soțului meu și de unchiul lui. Amândoi au fost instituționalizați în niște azile extraordinare. Deci mai sunt și excepții, nu Am zic că nu. încercat să-i aducem acasă, nu s-au simțit confortabili. Ajunseseră să se împrietenească cu restul rezidenților din centrul respectiv. Inclusiv legături emoționale, deci Ce o frumos! dragoste la vârsta a treia. Oh, ce frumos! Foarte frumos, Dar ei foarte au mers frumos. împreună? Ei au mers împreună? Nu, A, separat, fiecare în separat. alt centru și la diferență de 10 ani, deci Am nu se pune înțeles. problema. Am înțeles. Da. E Dar important, sigur, și ce centru este important, de asemenea, ce calitate de servicii se pot oferi, dar no, să știi că până la urmă, oricât n-am recunoaște, noi totul ține de costuri. Deci totul ține de costuri, pentru așa că este, așa nu este. poți să. No, eu sper din suflet să se schimbe oarecum un pic percepția în România legată de aceste îngrijiri, pentru că cel puțin până omul își dorește să rămână la el acasă, ar trebui, până își dorește, că dacă el își dorește să meargă într-un centru, să se instituționalizeze, e ok, dar el dacă ține foarte mult să rămână acasă, îi auzi pe mulți vârstnici, eu vreau să mor în casa mea, nu? Este un Da, în patul meu, stereotip. da. Eu vreau să mor în patul meu. De ce să nu-i oferim posibilitatea să fie îngrijit acasă, în confortul lui? Din păcate nu se poate, eu sper din suflet să. Da, să-ți spun de ce nu se poate. Eu m-am confruntat cu situația asta, am adus-o pe soacra mea la mine, nu am găsit absolut pe nimeni care să vină să o ajute să meargă la toaletă. Trebuie adusă cu Da. scaunul rulant, avea sondă urinară, eu schimbam periodic sonda urinară. Deci nu era un efort extraordinar, trebuia doar alimentată și Da, mobilizată. Elena, dar nu găsești pentru că le este frică să facă astfel de îngrijiri, pentru că nu este 100% legal. Căutat cadre medicale, am căutat de oriunde, pe oricine. A femei să-ți acord, am înțeles, am înțeles. Orice femeie disponibilă care să aibă cât de cât empatie față de un om în vârstă cu niște nevoi speciale. Vreau să zic că acest cuvânt este doar un cuvânt într-un dicționar, nu prea mai există ca și manifestare, din păcate, empatia. Empatia Nu, nu prea nu mai mai este există. caracteristică unui om în societatea actuală. E foarte trist, din păcate. Da. Da, Fiu. cred că mulți dacă îi întreb nici nu știu ce înseamnă acest termen, Exact. empatia. Exact. Elena, care ar fi cel mai frumos lucru din specialitatea asta, din oncologie? Care ți se pare ție că ar defini oncologia? Cel mai frumos lucru care este, sunt atât de multe lucruri frumoase. În primul rând, între noi, ca echipă și pacienți și aparținători, se creează o legătură emoțională extraordinară. Pentru că acești pacienți fac tratamente de foarte lungă durată. Unii trec cu bine și se vindecă, alții îi vezi cum se degradează. Deci legătura între noi și ei este una de tip familial. Oh, ce frumos! Ajungem să ne împărtășim cele mai intime neliniști ale noastre.
și ei și noi, pentru că nu poți să nu răspunzi cu aceeași monedă când vezi că ei își pun sufletul și încrederea în palma ta. E foarte, foarte emoționant, Corect. Meda, o meserie te definește pe tine ca om. Dacă ai empatia necesară și echilibru emoțional necesar, cred că este cea mai frumoasă ramură. Ce frumos! Eu vreau să-ți spun, pe mine mă deranjează un lucru apropo de ce spui tu, împărtășirea reciprocă a anumitor sentimente, a anumitor evenimente din viața ta. Mai nou se spune că nu este profesional. Deci, nu știu dacă ai observat, treaba asta depersonalizează grav. Grav depersonalizează. Adică nu mai empatizezi în momentul când pui bariera aceea, pui acel văl de profesionalism, el se manifestă doar în fața aceea rigidă prin care tu nu empatizezi, prin care tu nu împărtășești nimic. Profesionalismul nu asta înseamnă. Aici e profesionalismul, da? Aici este profesionalismul și aici. Ai, pacientul, ce se întâmplă și aparținătorii în egală măsură, au impresia că doar ei au probleme. În momentul în care le spui și tu, bineînțeles, nu trebuie să îl încarci cu problemele tale mari. Dar îi spui o problemă, uite, mi s-o spart țeava la Robinetul. centrală sau robinetul sau copilul e răcit sau ceva. Vede că nu-i singurul care are probleme. Și că Și ești uman atunci și tu, ești om până la ești urmă. uman, ai și tu probleme, dar mi s-a întâmplat, o să-mi aduc aminte cu foarte mult drag de această întâmplare din perioada în care lucram la spitalul de zi. Am ajuns la un moment dat într-o zi, cred că a fost singura zi în care am clacat, efectiv din cauza volumului mare de muncă. Erau dura deja de cam de 2 luni. Una dintre colegele noastre a plecat inopinat în Italia până s-a scos postul la concurs și a venit o înlocuitoare. Am ajuns să lucrăm doar în două. Și am clacat în jurul orei 3:30 la modul în care îmi tremurau mâinile și nu mai reușeam să pregătesc medicamentele. Și colega mea m-a văzut și mi-a luat seringa din mână. Era vorba și de o cunoștință de-a mea la care trebuia să-i administrez chimioterapia. Probabil că și partea emoțională și-a spus cuvântul în ziua respectivă. Așa și zice, lasă că mă ocup eu. Și m-am așezat pe un scaun. A venit aparținătoarea unui alt pacient căruia îi pusesem tratamentul cu câteva ore înainte, încă îi mergea tratamentul, nu se terminase, și m-a văzut plângând. Fără niciun cuvânt, numai m-a mângâiat așa pe umăr și a plecat. S-a întors după o jumătate de oră și mi-a adus o făcuță Ce din aceea frumos! care dansează și cântă. Ce drăguț să te Și înveselească! mi-a pus-o pe masa de muncă și am început, așa mi-am revenit, n-am să uit niciodată cum a reușit ea să mă facă să trec acel moment. Ce Cred că a fost frumos! singurul moment de slăbiciune pe care l-am avut în 9 ani de muncă, că altfel eu sunt foarte rezistentă și la munca fizică și la munca emoțională, chiar dacă ajungeam acasă și plângeam. De multe ori plângeam la servici și mă ascundeam să nu mă vadă pacienții pentru că nu poți să-ți arăți așa fățiși sentimentele, că atunci se îngrijorează și ei. Și te simt că nu ești suficient de Da. stăpân pe ceea ce Când faci. era vorba de pacienți tineri, indiferent că știai că au un prognostic bun, întotdeauna plângeai, că așa e firea umană. Da, te Vezi afecta copii în emoțional. locul lui, nepoții sau, mă rog, vedeai oamenii, dragi copiii tăi în locul, în situația lor. Am înțeles. Și cam asta e Frumos.
Elena, am niște întrebări de la colegi aici. Haideți să le luăm pe rând, sunt câteva întrebări aici. Da. Una mi se adresează, cred mie, nu știu dacă tu știi, dar eu știu răspunsul și dacă nu știi tu o să-l dau eu. Întreabă Pompilia, știți cumva ce salariu are o asistentă care este angajată la o firmă de tratamente la domiciliu? Asistenții care sunt angajați la firme de îngrijiri sunt plătiți cu ora pe serviciu, pe cazuri. De exemplu, le este dat un caz. Cazul respectiv este decontat prin CAS, de exemplu, dacă vorbim de CAS, da? Deci dacă există acel program prin CAS, dacă, pentru cei care nu știu specific, casa de asigurări decontează îngrijiri la domiciliu 9 luni pe an, timp de 15 zile pe lună, timp de o oră pe zi. Acum, astea sunt în funcție de ce nevoi speciale are pacientul. Dacă pacientul nu îndeplinește un anumit scor, ECOG parcă, scor 3-4, el nu primește acordul pentru îngrijirile la domiciliu și nu-i sunt decontate. Ei bine, când are dosarul făcut și este dus la o firmă de îngrijiri la domiciliu, persoana care se ocupă de distribuirea asistenților sună asistenții care îi are în baza de date și spune: uite, am un caz unde trebuie să te duci 15 zile. Acolo trebuie făcut conform scrisorii asta, 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 asta. Bun. Într-o singură oră, asistentul respectiv trebuie să facă perfuzii, schimbare, scutece, cel puțin 4 manopere sunt obligatorii, dacă nu, nu este decontată, dar include și perfuzabile, clar. Și în timp ce merge perfuzia, tu trebuie să-l și schimbi, eventual să-l și pansezi într-o oră. Ideea este că cei de la casa de asigurări plătesc firma pentru o oră de servicii 55 de lei. Asistentul este plătit în funcție de firmă între 15 și 20 de lei ora, din care asistentul trebuie să-și plătească impozitele la stat sau și de deplasările, nu i sunt decontate. Bine, astea sunt chestii de amănunt legate de firmă și în funcție de cum ai negocia cu firma de îngrijiri. Cam asta sunt, deci tu ești plătită pe oră și în funcție de numărul de cazuri. Ce trebuie să știi, fiind decontări prin casa de asigurări, e altceva când te trimite pe privat, că mai sunt și familii care solicită un asistent medical și vor să facă contract pe plată cu aceste firme și atunci altfel se discută legat de scoruri. Dar asistentul per total este cu atât plătit, 15 până 20 de lei ora. Ce trebuie să știi, că pentru casa de asigurări trebuie să faci exact cum se face în spital, o grămadă de justificări. Adică nu te-ai dus să faci doar manopera respectivă, tu ai un caiet de sarcini pe care trebuie să-l completezi după fiecare manoperă când vii acasă. Adică completezi tot ceea ce ai făcut la pacient în ziua respectivă, chiar dacă ai făcut și acu' o zi, și trebuie să spui cum a evoluat pacientul, favorabil, staționar, nefavorabil. Cei iarăși nasol, să zic așa, faptul că acum toate serviciile prin casa de asigurări se decontează pe baza cardului de sănătate care trebuie introdus în cititorul de carduri în timp real. Da, din păcate, acel card tot trebuie dus adus, dus adus, care presupune foarte mult timp. Acum, fiecare asistent. Sigur că asistent debutant de regulă sunt cei care lucrează la aceste firme de îngrijiri la domiciliu, pentru că un asistent cu foarte multă experiență nu o să meargă să-și vândă timpul pentru 15 lei ora, din care după ce își plătește taxe, își plătește drumul, își plătește, rămâne cu 5-8 lei ora. Deci nu cred că va fi cineva cu foarte multă experiență. De aceea nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să judec. Am preluat pacienți cu escare agravate groaznic, încercate să fie tratate de asistenți debutanți angajați la astfel de asociații care nu au cunoștințele evident necesare, iar o escară presupune foarte multe cunoștințe ca să le îngrijești. Și din cauza asta, sunt foarte rezervați aparținătorii pacienților care au trecut deja prin astfel de situații. Na, eu cred că am răspuns în mare parte la ce vroiai, Pompilia. Vrei să mai adaugi și tu ceva legat de asta sau nu? Trec la următoarea întrebare. Următoarea întrebare, Elena, ți se adresează, că eu nu știu să răspund. Așa, E eu nu vorba. știam la prima. Așa, Ramona zice: ați avut pacienți cu limfom non-Hodgkin, cu celule T, stadiu 4, răspund la tratament acești pacienți. La ce ar trebui să fie atentă familia acestora?
Da, răspund la tratament foarte bine. Trebuie să fie atenți la riscul de infecții. Deci, foarte important pentru acești pacienți care fac chimioterapie să nu intre în contact cu pacienți potențial transmițători ar unor boli. Fie ele viroze respiratorii care pot agrava evoluția bolii, fie TBC sau hepatite, trebuie să fiți atenți tot timpul la așa numitele sindrome paraneoplazice. Nu știu dacă pacientul este în curs de tratament sau a terminat deja tratamentul, pentru că diferă ceea ce trebuie să urmărim. Dacă este în curs de tratament, s-ar putea să existe toxicitate hematologică, ceea ce poate duce la anemie, la scăderea numărului de trombociți, ceea ce implică posibilitatea apariției sângerărilor. Atunci, trebuie să fie atent la periajul dinților, să nu perieze dinții foarte energic. La bărberit, trebuie să fie atent la orice lovitură care poate să ducă la o soluție de continuitate, pentru că poate, pe lângă riscul infecțios, poate să prezinte sângerare. Să fiți atenți la cavitatea mucoasă a cavității bucale, să nu prezinte mucozită, respectiv afte, da? Afte sau depuneri albicioase pe vălul palatin, pe limbă sau pe fața internă a obrajilor. Trebuie să mai fiți atenți la febră sau la subfebrilități. Febra sau subfebrilitatea se pot asocia leucopeniei sau scăderii leucocitelor, ceea ce duce la un risc crescut de a contacta infecție sau de a face ceva complicații până la șoc. Da? Deci, temperatura foarte scăzută sau foarte ridicată sunt la fel de periculoase. Așa, ar mai trebui să fie. Grețurile și vărsăturile se pot gestiona acum foarte ușor, pentru că există medicamente speciale care se administrează atât în timpul sau în premedicația dinaintea chimioterapiei, cât și la domiciliu. Bănuiesc că pacientul face tratamentul la 14 zile. Ramona Sau a zice, terminat? Ramona spune că abia a început tratamentul și a primit prima Abia a doză. început. A primit prima doză. Bun. Da. Deci să nu-și facă probleme. Este o patologie care se vindecă în principiu, dar trebuie respectate toate recomandările medicului. Nu există restricții alimentare. Asta e foarte important să știți, pentru că foarte mulți o să vă spună: renunțați la carne, renunțați la nu știu ce. Nu, important e să aveți o alimentație echilibrată din toate punctele de vedere, să aveți carbohidrați, lipide, glucide, proteine de origine animală, ouă sau carne, chiar carne roșie, dar să nu fie grasă. Contează foarte mult modul lor de preparare, nu prăjit și nu afumat. Deci totul trebuie să fie fript, înăbușit, la abur, dacă se poate. Așa, stilul de viață e foarte, foarte important. Așa cum am spus, evităm aglomerațiile pe durata chimioterapiei, scade capacitatea organismului de a ne proteja împotriva infecțiilor. Greața, pentru greață poate să bea ceai de ghimbir, care e foarte, foarte eficient, sau suc de ghimbir. Sucurile naturale sunt eficiente, dar nu în exces. Să mai bine să mănânce fructul cu pulpa împreună, mere, banane, ce-i cade bine. În schimb, este contraindicat grapefruit-ul. Atenție foarte mare! Grapefruit-ul reacționează cu majoritatea medicamentelor, indiferent că sunt medicamente oncologice sau pentru o altă patologie.
La un om sănătos care nu are nicio patologie și nu ia medicație, poate să mănânce grapefruit sau pomelo sau mai este încă un fruct din categoria grapefruitului. Nu mi-aduc acum aminte cum îi spune. Pe lângă pomelo. Mă rog, și cam atât ar fi atenționările. Ramona cum să zic, a lansat o provocare pe care noi în duminică sau când am discutat, nu, săptămâna trecută când am discutat, chiar am hotărât să facem. Mi-a zis, ar fi interesant să ne vorbiți într-un live doar despre chimioterapie. Să știi, Ramona, că asta ne-am înțeles cu Elena, pentru că noi când am făcut testarea pe Skype, ne-am gândit ce să vă spunem. Și ea a spus că ar fi foarte interesant să vă spunem cum se îngrijesc dispozitivele, camerele Camerele respective, implantabile. camerele implantabile și ne-am tot hotărât să spunem și aia, să spunem și aia, să spunem și aia, dar când ne-am dat seama cât de multe-s de spus, ne-am dat seama că nu o să avem cum să spunem în 2 ore. Uite, deja suntem la o oră și 21 și de-abia am ajuns la poziția 4, pentru că cu Elena nu te saturi să vorbești, să o asculți cum vorbește, e o plăcere. Mulțumesc, Elena. Și ne-am hotărât că după ce mai facem câteva live-uri, o să pregătim un live special despre camerele implantabile, despre chimioterapie, cum se îngrijesc camerele respective și la ce reacții adverse și o să ne dea exemple, câteva exemple legate de reacții adverse și cum se intervine în astfel de situații, la ce semne trebuie să fiți atenți în funcție de tratamentul indicat. Deci sunt foarte, foarte multe de povestit, dar asta o să le discutăm într-un live special Da. dedicat acestui subiect. Și mai avem o Da. întrebare. Eventual o să facem un live pentru efectele adverse induse de chimioterapie, care sunt foarte, foarte multe Și atunci. și e specific pentru fiecare chimioterapie. Deci, să fiți foarte atenți. Nu toate medicamentele citostatice au aceleași efecte. Unele nu dau greață absolut deloc. La unele nu cade părul. Deci nu vă îngrijorați când vi se spune că vă cade părul sau că o să fie greață de către o terță persoană. Ascultați ce vă spun doar cadrele medicale, pentru că ele sunt cele mai în măsură să vă transmită aceste informații. De asemenea, e Oricum, foarte important că... ne așteptăm să ne spui tu, pentru că tu ești cadru medical cel mai competent pe care eu cel puțin îl cunosc și tocmai cum spuneam, datorită superficialității unora, ne speriem când avem de-a face, pentru că știi că nu există peste tot o comunicare eficientă. Adică te-ai aștepta să fii informat, din păcate și nu ești informat. Și să știi că Nu, așa este. ne ajută foarte mult ce ne spui tu și eu mă bucur din suflet pentru că vor putea să aibă aceste informații la dispoziție non-stop pe site și o să le mai tot promovez din când în când pentru cei care au nevoie. Vreau să zic, pe grupul acesta sunt și aparținători ai pacienților cu probleme de acest fel și îi ajută enorm informația, enorm. Dacă doresc, putem face un live în care doar cu aparținătorii sau cu pacienții, în care dacă au nevoie de anumite Ce sfaturi, cu interesant, cel mai super. mare drag, dacă sunt de competența mea, Să poți. pot să-i îndrum sau să măcar o vorbă bună, că și aia face foarte mult. Exact. Și eu sunt convinsă că Da. sunt foarte multe întrebări. Uite cum, de exemplu, te întreabă acum Iuliana Dinu Sandu, ca asistent de medicină la medic de familie, avem voie să facem injecția în pliu periombilical la cabinet din punct de vedere legal? Sau acestea trebuie făcute exclusiv în cabinetul de oncologie? Acum eu nu știu. Nu, nici poate să facă orice asistentă medicală are acest atribut în fișa postului de a administra medicamente, că subcutanate se referă probabil la factor de creștere sau Exact. la, da, Și eu au voie ca să facă. și la noi la cabinet au venit nenumărați pacienți oncologici cu tratamentul respectiv și l-am administrat fără nicio problemă. Nici nu m-am Normal. gândit, nici o clipă nu m-am gândit că dacă pacientul trebuie tratat, ceva mi-ar putea interzice să fac acel tratament. Deși să știi că Totul este, avem hârtia scrisă ca să fim acoperiți. Deci, în scrisoarea indicația medicală, medicală, da. este specifice că pacientul va face în teritoriu sau la serviciul medical de care aparține medicația respectivă. Exact.
Super. Să mergem mai departe legat de. Deci ne-ai povestit care ar fi cel mai frumos lucru din meserie și acum, care ți se pare ție că e cel mai neplăcut lucru, fața neplăcută a acestei specialități? Fața neplăcută a acestei specialități este că este o provocare în permanență, deci nu știi la ce să te aștepți. Am avut cazuri disperate cărora nimeni nu le dădea nicio șansă și au supraviețuit. Incredibil. Am avut contracazuri cu prognostic foarte bun, care au mers foarte prost. Și să vă spun de ce. Este extraordinar de importantă starea psihică a pacientului și a aparținătorilor. Statusul Deci, emoțional bate de multe ori. atât pacientul are o gândire pozitivă. Vă rog să-i sfătuiți să nu-și caute informații pe internet. De multe ori aceste informații pot fi distorsionate sau pot fi subiective. De cele mai multe ori sunt Și de subiective. cele mai multe ori sunt subiective și fiecare caz este individual în patologia asta. Cu Exact. aceeași patologie și cu același stadiu, unul merge foarte bine, altul merge foarte prost. Din ce cauză? Cel care merge foarte bine are sprijin din partea familiei, are o alimentație echilibrată, are o echipă medicală competentă care îi oferă sfaturi competente, care îi oferă suportul emoțional necesar. Cel care merge foarte prost e cel care apelează de multe ori la tot felul de terapii complementare Exact. cu care nu sunt de acord. Deci, La din start, profatansa. vreau să precizez acest lucru. Toate acele poțiuni miraculoase care vă garantează vindecarea, nu le recomand. Am avut pacient care a decedat din cauza unei asemenea poțiuni, care era făcută din tot felul de plante culese la răsărit de soare sau la sub lună plină sau nu știu cum zic vrăjitorii ăștia și așa, cu diferite combinații de gheara măței, laba ursului, mărul lupului și era o coală A4 scrisă cu niște caractere foarte, foarte mici. Efectiv, ne-am luat toți cu mâinile de cap când am văzut ce aberații putea să scrie un așa zis medic, că Și el se stădea medic. din disperare, oamenii chiar cred. Deci, în Da. disperarea lor. Iuliana, tocmai asta te-a întrebat ce părere ai despre produsele care vând iluzii de vindecare. Tocmai asta ne spunea Elena, că sunt niște șarlatanii, efectiv șarlatanii. Niște șarlatanii. Acum, ceea ce am învățat la școală, la facultate, pot să vă spun că singurul element cu efect dovedit anticancerigen este seleniu. Seleniu și banala aspirină. Pe lângă asta, mai sunt medicamente sau terapii suportive. În Institutul Oncologic din Budapesta au așa numitul AVEMAR, produs de către ei ca suport pentru pacienții care fac chimioterapie și radioterapia. Chimio și radioterapia au efecte mimetice, deci și radioterapia poate să degeneze vărsături, arsuri la nivelul tegumentului, disurie, incontinență urinară și tot felul de alte efecte secundare. Acest produs ajută pacientul să treacă mai ușor peste aceste probleme. Să știi că și noi avem făcut de Dacia plant așa ceva, foarte bun. Acum, dacă i-ai spus tu cum se numește ăla, îi spun și eu, îi zice interferonat la noi. Așa, bun. Deci. Normal să ne ajutăm pentru că eu ceream aceste informații. Ce înseamnă să fii un bun profesionist sau, mă rog, nu că mă consider eu un bun profesionist. Când vedeam un pacient care evoluează bine, deși avea prognostic prost, îl întrebam, luați ceva suplimentar? Da. Și așa mă informam de la ei și Ca transmiteam mai de. informația mai Exact, departe. exact așa fac și eu, exact așa fac și eu și Da. am învățat Și multe de dar la pacienți.
de a transmite informația, mă documentam Și o asupra ei verifici, o și verifici, o verificam, sigur. da, să fie o poțiune validată din punct de vedere al organelor abilitate să Exact. acrediteze aceste produse pe, de uz medical sau, mă rog, cum or fi Acum ele. eu o să fac o paranteză ca să înțeleagă cei care ne-au auzit pronunțând numele medicamentelor, de ce pe grup este interzis să folosiți denumiri de produse, pentru că am fost notificați de o firmă, nu o să-i dau numele, m-a contactat în mod direct și pe mine și pe domnul Șandor, care e farmacist, o firmă care produce metamizol sodic și care se comercializează în România, pentru că și eu și domnul farmacist am făcut niște articole legate de diluțiile metamizolului sodic pe care căruia i-am dat denumirea care comercială. Da, Și comercială. firma respectivă, ca să înțelegeți și voi, motoarele de căutare începând de anul trecut au implementat în ele, au introdus în ele amprentă de produse comerciale, adică amprenta respectivă introdusă de firma producătoare și firma este notificată de fiecare dată când cineva pe internet, folosind acele motoare de căutare, este notificată, atenție, cutare persoană ți-a folosit denumirea produsului comercial. Ei bine, ne-a sunat acel reprezentant și ne-a explicat că fără acordul lor nu avem voie să vorbim despre produsul lor comercial. Mi s-a spus clar că pot să folosesc denumirea de metamizol sodic, dar nu denumirea de produs comercial, nu îi spun cum se numește. Și atunci a trebuit, vreau să vă zic, de anul trecut din iulie până anul ăsta în ianuarie, eu am dat jos peste 120 de articole în care aveam denumiri de produse comerciale. Și a trebuit să le rescriu pentru că mă riscam la, cum spuneau ei, la procese, la litigii foarte grave cu firmele farmaceutice, lucru pe care nu și-l dorește nimeni, să intri într-un litigiu cu dita mai mastodontul de firmă farmaceutică. Normal. Te trezești fără casă, mașină, fără libertate. Și atunci am impus aceste rigori pe grup ca să nu ne trezim. Grupul acesta a ajuns la 42.000 de membri și mi-ar părea foarte rău cineva să-mi închipe de acest grup care de 2 ani îl cresc și am ajuns la acest număr și mi-ar părea rău să rămânem fără obiectul împărtășirii noastre. Adică noi aici împărtășim experiență și ar trebui cumva, chiar dacă nu ne convine, deși eu am întrebat reprezentantul, măi omule, dar noi vorbim de bine despre tine, adică nu ți-am defăimat produsul, adică am încercat să explicăm celorlalți cum se folosește produsul tău în cel mai optim mod. Deși nu are grad de comparație optim, dar deci nu, a zis, nu există. Trebuie să fii autorizat. O zis, dacă dorești să vorbești despre produsul nostru, trebuie să trimiți solicitare la firma noastră să-ți dăm autorizare să vorbești despre el. Bine, bine, dar eu nu vorbesc doar despre metamizol sodic. Eu vorbesc despre plasturi cu ion de argint, eu vorbesc de ce ar însemna acum să mă apuc să scriu la toate firmele producătoare să primesc autorizarea să vorbesc despre tine. Poate vorbesc o singură dată despre produsul ăla. Nu pot să fac demersurile astea la nesfârșit. Și atunci a trebuit să mă aliniez oarecum, știi? Na, acum, pentru că am zis la modul așa scurt, rapid despre ce produs e vorba în adjuvant, nu o să ne audă nimeni. Știi care e problema? Că dacă folosești o denumire cu acordul lor, Da. da, poate să vină o altă companie care și ei comercializează să spună că tu îi faci Antireclamă. antireclamă, da, și îi faci Unei reclamă firme concurente. neloială. Unei firme concurente. Exact, unei firme concurente, știi? Deci Da. e cu două tăișuri. Da. Și atunci e bine să ne aliniem ca să nu ne riscăm. Da. E mult mai sănătos așa. Exact. Exact. Am vrut să te mai întreb dacă poți să ne prezinți așa o situație care ți s-a întâmplat, una frumoasă pentru început în exercitarea meseriei, ceva ce ți s-a părut ție deosebit în meserie, care te-a marcat în mod pozitiv și care te-a convins că ești omul potrivit la locul potrivit. Eram chiar la. Lucram cam de un an de zile când am avut un pacient în jur de 30 și ceva de ani. Și eu eram destul de tinerică, cam pe acolo. A căzut pe mâna mea. Era foarte anxios, foarte depresiv, foarte necăjit. Tot timpul l-am încurajat. Asta este rolul nostru, să-l încurajezi.
Apropo de limfom, era cu limfom. Era Dacă mama. întreba colega dinainte, Da. era cu un limfom. Și tot îi spuneam, o să te faci bine, o să te faci bine. El era neîncrezător, bineînțeles, trecând prin chinurile chimioterapiei. Greață, alopecie, slăbire în greutate, astenie marcată, anorexie, deci toate efectele secundare săracul le-a prezentat de la începutul până la sfârșitul tratamentului. Dar am avut aceeași răbdare cu el în permanență. Și zic, așa i-am spus la sfârșitul tratamentului, zic, oricum zic, o să ne vedem inițial la 6 luni, la 6 luni se fac controalele, 3 luni, 6 luni în primii 5 ani, după care se face anual, iar după 5 ani boala se declară vindecată. Și zic, o să vezi tu că zic, peste 10 ani de zile, o să mă sun să-mi spui că te-ai făcut bine. Și am avut surpriza să mă sune într-una din zile, eu efectiv uitasem acest lucru, că atâtea lucruri le spuneam tot timpul, nu mi-a mai adus aminte de lucrul acesta specific. Și mă sună și îmi spune, știi de ce te-am sunat? Și zic, nu, de ce m-ai sunat? Era și, mi se pare că era Constantin și Elena. Și zic, să-mi urez la mulți ani? Zice, nu. Să-ți spun că au trecut 10 ani de când mi-ai spus că mă fac bine și îți mulțumesc Ce pentru asta. frumos! Ce frumos! Da. Impresionant! Deci, foarte impresionat, mi-au dat lacrimile, am și plâns la telefon și eu și el, am plâns Ce amândoi, el era frumos! din Baia Mare, este din Baia Mare pentru că păstrez și acum legătura cu el. Ce frumos! Deci asta Da. chiar este ceva care să-ți dovedească că ai fost Da. exact omul potrivit acolo și... Deci, 10 ani de zile, acel tânăr a așteptat să mă sune să-mi spună că s-a făcut bine. Oricum, el mă suna de sărbătorile importante, de Paște, Crăciun. Nu exista an în care să nu mă sune. Ce De aceea n-am frumos! fost surprinsă că m-a sunat. Și Da. știam că ceva este, că mă sună să-mi ureze la mulți ani sau cine știe ce eveniment este de care eu nu știu. Nici prin Exact. cap nu mi-a trecut că s-au împlinit 10 ani de când el era bine și reluase activitatea Ce și a frumos! întemeiat o familie și era foarte, foarte fericit. Incredibil. Acum, la cât de frumoasă a fost povestea asta, îmi și pare rău să-ți pun următoarea întrebare, care a fost cea mai neagră zi a acestei activități care te-a marcat grav. Mi-e de aici, e foarte greu să aleg pentru că au fost foarte multe care m-au marcat. Foarte, foarte multe. Deci mă gândesc că pierderile, evident. Poate cel mai tare m-a marcat suferința unei colege de-a noastre, doctorițe, cu o formă de cancer destul de agresivă, care și-a dorit în momentul în care a fost, era medic-oncolog, lucra alături de noi, dar își desfășura activitatea la policlinică, la policlinica de pe Moților. Un om deosebit. Când și-a aflat diagnosticul inițial, a zis că își dorește să trăiască până își vede fata absolvind liceul și intrată la facultate, fetița în condițiile în care, când s-a depistat boala, avea 3 ani. Și prognosticul ei era de maxim 5 ani de zile. Vreau să spun, cu credință în Dumnezeu, cu tratamente, de fiecare dată când avea câte o recidivă sau reșută, cum le mai spune, încerca alt tratament, încerca studii clinice în Franța, în România, în Turcia. A fost peste tot. A avut o ambiție, nici nu pot să o caracterizez. E un om mai ambițios ca și doamna doctor, nu am văzut niciodată. Nu s-a plâns niciodată. Nu putea sta pe picioare, cred că avea sub 40 de kilograme, mergea la servici, venea și făcea tratamentul, se întorcea la servici. Și avea pacienți și în cadrul Institutului Oncologic. Așa să știți, deci lucra pe două fronturi. Și în policlinică pe Moților și la oncologie. A reușit și și-a atins scopul cu toată perseverența asta. A mers în pelerinaj, de fiecare dată când era Sfânta Maria, mergea în pelerinaj pe jos,
la mănăstire la Nicula. Vai, ce frumos. Cu toată durerea pe care o avea în corpul acela mic, a fost înfiorător să o văd cum se topește sub ochii mei. Eram doar două colege care mergeam în permanență la ea și acasă și la oncologie când venea și era dezechilibrată din toate punctele de vedere, doar eu și cu încă o colegă ne ocupam de dânsa. Și am prins finalul, soțul ei era tot medic, tot cu un limfom. Interesant, el trăiește, este bine, este foarte impresionant și n-a fost singurul caz aici, fac o paranteză, în care am avut familii și făceau ambii membri ai familiei chimioterapie, unul pe un scaun, unul pe celălalt Vai, scaun. Doamne, și trist. Ți se rupe sufletul. Incredibil. Ți se rupe sufletul. Incredibil. E, și pentru doamna doctor nu pot să uit niciodată, era pe ultima sută de metri și soțul ei stătea în genunchi la patul ei și lua tensiunea din 5 în 5 minute. El medic cardiolog și se ruga de noi, faceți ceva, faceți ceva. Vai. Și nu aveam ce să-i facem. Singurul lucru pe care îl puteam face era să o ținem de mână și să o mângâiem pe cap și să-i spunem o să fie bine, o să fie bine. Vai de Pentru mine. că și în situația asta, cum să zic, de multe ori, atât pacientul cât și noi vedeam decesul ca o eliberare a suferințelor acelui om. Și a atins țelul, și-a văzut fica studentă, a văzut o absolventă de liceu Vai, ce frumos. și-a îndeplinit cu o nobilitate rară Incredibil. meseria. Pacienții o iubeau, o idolatrizau de-a dreptul. A fost un medic și un om deosebit. Incredibil, ce Este frumos. dureros să-l vezi Și câți ani a dus? metamorfoza. Da, câți ani a dus? A dus în jur de 15-16 ani. Incredibil, incredibil. Da. Extraordinar. Cred că mai mult a dus. Cu un prognostic extraordinar de rezervat. Singura ei soluție ar fi fost șansă, un transplant de măduvă, dar nu s-a găsit donator O, Doamne. pentru dânsa. Da. Doamne, săracă. Uite, Nu a fost un donator. Gabriel, care este moderatorul grupului nostru, ți-a scris aici o voce Bună seara, deosebită. Gabriel! Ți-a zis o voce deosebită, calmă și ca un alind. Chiar se pliază pe secția asta. Deci, așa te citește Gabriel. Mulțumesc frumos! Și te întreabă Iuliana, cum pot să prevadă medicii speranța de viață? 3 ani, 5 ani? Există niște statistici la nivel mondial, nu prevăd medicii lucrul ăsta, deci astea se bazează pe statistici la nivel mondial. Legat Da? de, Deci, legat de legat de tipul fiecare. și legat de Da, tipul de cancer, de localizare, de stadializare, da? absolut, absolut, Și absolut. se știe că anumite cancere dezvoltate din țesuturi, de exemplu, să zicem cum ar fi sarcomul, este foarte agresiv, da? Deci care e din țesut osos. Cele mai agresive sunt melanomul și cancerul de pancreas, care are o evoluție fulminantă. Vreau să Pentru zic. melanom și cancerul de pancreas nu s-a găsit încă tratament. Se face un fel de chimioterapie, dar fără efecte benefice majore, astfel încât să justifice scăderea calității vieții, pentru că chimioterapia scade calitatea vieții. Deci trebuie să avem în calcul întotdeauna în această patologie ce contează mai mult. Riscul de a-i provoca durere la un caz care știi că este din start pierdut sau să-i oferi acestui caz o calitate a vieții Cât e mai rău? cât mai ridicată pe ultima Ultima sută sută de de metri. metri. Eu cred Și că eu e cea mai consider că importantă. obiectivul important, cel mai Exact. important,
Exact. calitatea vieții, La da. noi s-a înțeles foarte greșit și cred că m-ați auzit de atâtea ori în live-urile mele, revoltându-mă grav la faptul că medicii și asistenții se lasă înduplecați de aparținătorii care tremură tot și mai pune-i o perfuzie, mai pune-i o perfuzie. Nu pentru că n-ai vrea să-i pui o perfuzie, pentru că ar trebui efortul pe care îl face cadrul medical care îi stă alături familiei, efortul ar trebui să fie de a explica familiei de ce nu este depus o perfuzie în acea situație, atâta vreme cât, de exemplu, cum era doamna doctor de care îmi vorbești. Da? Deci, voi ați Da. considerat că este mai eficient și mai bine să o ții de mână, să o ajut să evolueze spre exitus, sunt înconjurată de iubire și nu Da. încărcată pulmonar cu lichid sau plină de edeme la membre. Dânsa era deja cu ascită masivă, funcția ei respiratorie era grav depreciată și funcția cardiacă, deci toate organele erau deja afectate. Așa că Deci, da, dar singura și spune. cea a murit demn, asta este important, că a Da, murit exact. demn, nu a murit în chinuri, Exact. Asta trebuie să a înțeleagă putut să aparținătorii. comunice cu cei dragi până în ultima clipă. Orice. Și Meda, gândește-te că acești 15-16 ani noi am fost împreună, Vai, ce alături frumos. de ea. Deci am văzut-o în fiecare zi, avea zile bune, avea zile proaste. Avea zile în care venea extraordinar de cochetă, îmbrăcată, aranjată, avea zile în care de-abia se tura și venea să-i punem o perfuzie ca să poată să meargă, să ajute pacienții cu aceeași patologie cu a ei. Ce frumos. Este impresionant până la lacrimi, Tren. până la lacrimi. Uite, să știi că ai un elev aici Da. cu noi, Horia. Îți spune că și Horia, la... salut, Horia, te îmbrățișez! Zice că și la cursurile pe care le predai e o plăcere să te asculte. Nici nu mă mir, Horia, dragă, și mă bucur că aveți o astfel de profesoară. Totuși să fiți ochi și urechi, că o să ajungeți cu siguranță niște asistenți de foarte primă calitate. E foarte, foarte important. Așa m-aș bucura, Elena, odată să discutăm și să facem, știi, un subiect tabu ăsta, adică asistenții și medicii se lasă copleșiți de strigătele disperate ale familiei, haide faceți ceva, în loc să depună eforturi să-i ajute, să le explice și să le arate, să pună în balanță ce este și ce nu este important pentru că eu, acasă, sigur că tu spui că majoritatea cazurilor de paliație sunt din sfera oncologică, dar eu am foarte mulți și care sunt cu stări post-AVC care ajung să se deprecieze grav, nu atât de galopant ca și la bolile oncologice. Eu ușor mai lentă. Sigur, când apar AVC-urile repetitive și merg în cascadă, atunci se întâmplă. Dar vreau să zic și atunci, aparținătorii foarte greu își iau la revedere, adică nu înțeleg că omul, adică în viața asta, noi de când ne naștem, știm că și murim. Adică știm că există o evoluție și important ce e între ele. Singurul lucru pe care știm cu certitudine Da. ăsta. Și trebuie să înțelegem că momentul în care deci când vine momentul să ne luăm la revedere, cel mai important este, cum spui tu, familia, să-i fie alături, să o facă cu demnitate, pentru că e actul final al vieții și trebuie să îl ajutăm pe cel drag să-l joace cu demnitate, Da. acest act final al piesei, că până la urmă toată viața asta e o piesă, da? Și la sfârșit e un act final pe care rolul aparținătorului e ăsta. Și sigur și cadrele medicale ar trebui ca să învețe aparținătorul. Asta trebuie să facem noi și de-aia eu cred că un asistent, spun, eu așa văd pe viitorul nostru ca societate, văd de exemplu, eu locuiesc într-un cartier, da? În cartierul meu, să zic, am în zonă 5 străzi cu 20 de blocuri. Mă gândesc pe aceste 5 străzi cu 20 de blocuri, poate sunt vreo 10 asistenți care au făcut școli sanitare și care doresc să se perfecționeze pe îngrijiri la domiciliu. Eu mă gândesc că mă pot trezi dimineața ca asistent, am în grijă vreo 10 pacienți, 20 de pacienți, îmi fac programul în funcție de ei și de mine, merg dimineața, le acord îngrijirile respective, vin acasă, îmi iau masa de prânz, merg după amiază, le acord următoarele îngrijiri, sunt și alături de familia mea și îmi și fac cu bucurie meseria și pot să le fiu parte din familia acestor pacienți, să pot să-i consiliez că între a acorda îngrijirile medicale
și a da consiliere, a acorda consilierea necesară în îngrijirile pe care și ei ca familie trebuie să le acorde. Partea a doua e mult mai importantă decât a face o Da. injecție. Face o injecție sau face un pansament, ai consilia pe ei este de 1000 de ori mai important, pentru că se fac greșeli grave din necunoaștere. Aparținătorii vieții nu au de unde să știe și foarte important să fie consiliați. Eu așa văd viitorul nostru ca societate, ca să avem o Da, șansă. ai dreptate, dar să știi că eu m-am confruntat cu o situație asemănătoare. Era vorba de o doamnă care făcuse 7 ani chimioterapie la noi, deci mergea o perioadă bine, iară regădea, iară făcea chimioterapie și tot așa, ciclic era, recăderile astea erau ciclice. Și a trecut prin toate fazele, toate medicamentele de studiu posibile și imposibile pentru patologia doamnei. Era un cancer ovarian. Cu dânsa am avut și un eveniment mai neplăcut pe care probabil o să vi-l spun odată. Și în momentul în care toate resursele terapeutice au fost eliminate, a rămas doar partea de îngrijiri paliative. Soțul ei, un om cult, director la o mare întreprindere, din dragostea și afecțiunea pe care i-o purta soției, mă suna în permanență, venea după mine la serviciu, mă ducea cu mașina doar să-i pun perfuzie. Cred că am povestit cu tine lucrul Da. ăsta și tot spuneam, nu e bine, îi prelungim suferința, sunteți siguri că asta doriți pentru dânsa. Dar și ea își dorea. Trebuie să specific că și ea își dorea să trăiască. Da. Și m-a sunat în prag de Crăciun. Nu am răspuns eu, a răspuns soțul. Eu eram ferm hotărâtă să nu mă duc. Avem și eu de făcut pregătiri de Crăciun, de făcut bradul, de mers la cumpărături, de mers la părinți și una alta. Soțul meu, i-am spus, spune-i, te rog, că nu-s acasă sau că o spune ce vrei tu. Zice, nu poți să-i spun așa ceva. Omul plânge la telefon. Nu poți să nu te duci. Deci, pe undeva, soțul meu m-a obligat să mă duc. M-am simțit de-a dreptul prost Da. când mi-a spus, cum poți să fii atât de insensibilă și să nu te duci când omul ăsta plânge la telefon. Și am Da. spus, trebuie să înțelegi, nu-i fac niciun bine. Da. Îi prelungesc Suferința. suferința. Exact. Vreau să zic că eu cred că atâta timp cât pacientul este conștient și Da. se vorbește cu el, trebuie să-i respecti dorința. Deci eu așa cred. Deci eu cred Da, că trebuie normal. să-i respecti dorința, pentru că fiecare am dori să ne fie respectate dorințele. Dar, de asemenea, eu cred că dacă poți să îi explici și vezi, deci clar tu ca și terapeut trebuie să te pliezi pe potențialul lui ca pacient, adică unii au posibilitatea de înțelegere, capacitatea de percepție, de înțelegere, de asimilare și eu cred că pe aia ai putea să discuți cu ei oarecum. Nu cu toți, sunt convinsă că nu cu toți. Da, deci puteai discuta cu ei, dar ei nu puteau accepta lucrul Da, ăsta. exact. Este faza de Da, negare da. care, deși Ei a au avut, avut, domnul a domnul a avut avut acel. acel că pentru eveniment respectiv, cei 7 ani cât doamna a trecut prin toate procesele de chimioterapie, puteai să spui că e pregătit sub o formă sau alta, dar nu, n-a fost Nu a pregătit. fost, n-a fost. Nu a fost pregătit. Sunt, am întâlnit și eu situații de acest fel Da. și e foarte, foarte. Uite ce drăguț e, Gabi Raisa te întreabă unde predai. La școala post-liceală Sfântul Bartolomeu. Vrei să te muți acolo? Ce drăguță! Uite, te întreabă Iustina Iliescu, aici am și eu o povestioară, dar te las să răspunzi tu întâi. Așa. De ce se recomandă totuși chimioterapia când deja există metastaze hepatice? Pentru că crește calitatea vieții, deci paradoxal, chiar dacă dă greață, și am specificat, nu toate chimioterapicele dau greață. Au existat cazuri în care metastazele hepatice sub tratament chimioterapic au dispărut. Eu aș recomanda în cazul metastazelor hepatice și niște suplimente hepatoprotectoare, respectiv, nu o să le spun numele acum,
Cel mai eficient este sub formă de pulbere. Se administrează 3 plicuri pe zi, pe lângă tratamentul specific chimioterapic, da? Cred că știi despre ce este vorba, Iusina, dacă ești cadru medical. E foarte, foarte important să îi dai și aceste hepatoprotectoare pe durata tratamentului. Și să știi că există cazuri în care metastazele efectiv s-au resorbit. Asta am vrut să vă povestesc, că eu am și o poveste scrisă pe site a unui pacient de-a nostru care a descoperit două tumori la nivelul coloanei și a început o luptă cu cancerul vreo 3 ani jumate. Mult timp, mult n-am mai știut de el, pentru că totul se desfășura la oncologie, nu prea venea la noi. Venea soția lui cu anumite, sau aparținător, nu neapărat soția, veneau cu acte medicale, dar pe el nu l-am văzut. Și după o vreme apare la cabinet și eu l-am văzut pe scaun o persoană supraponderală, foarte făcută, așa, cu un aspect foarte așa pitoresc, avea o barbă despicată în două, așa, nu știam de unde îl cunosc, adică nu aducea cu figura omului pe care eu îl știam. Te așteptai la un pacient oncologic slab, intră înăuntru, îl întreb cum vă numiți, când zice numele, am rămas mască, zic că ăsta e domnul acela care avea cancer, mă rog, îi scot fișa, intră înăuntru. Se așează, domnul doctor întreabă pentru ce ați venit, la care el zice, am venit, domnul doctor, să vă spun și dumneavoastră și doamnei asistentă că trăiesc. Am rămas așa, da, zice, vreau să vă spun că trăiesc, în ciuda tuturor analizelor pe care le-ați văzut cu mult timp în urmă, că la un moment dat avea metastaze multiple peste tot, inclusiv în peritoneu, hepatice, tot. A făcut chimioterapia, povestea o găsiți pe site, vreau să vă spun, a făcut chimioterapie, nu știu câte ședințe, a avut cameră implantabilă care s-a suprainfectat și a fost schimbată de vreo 5 ore, a avut nu știu câte operații legate de camera respectivă, că se tot suprainfecta țesutul în zona respectivă. O zice, mergeam la operație pentru camera respectivă la chirurg, zice, cum merg la o cafea la Marti, zice, pentru mine era tot același lucru. Și vreau să vă spun, a făcut toate aceste proceduri și la un moment dat medicul i-a spus, zice, gata, s-a terminat, s-a oprit în evoluție, au mai rămas doar 4 mici tumori în peritoneu, restul toate s-au resorbit, așa cum spune Elena, deci toate cele hepatice s-au resorbit, au rămas vreo 4 mici tumori în peritoneu care s-au oprit în evoluție. Și l-a întrebat pe medic ce să facă, medicul i-a spus să faci tot ceea ce îți place ție, du-te acasă și bucură-te de viață. Și vreau să zic că au trecut ani și domnul se bucură de viață și vreau să zic ce este impresionant, că pe perioada în care s-a luptat cu cancerul, s-a luptat și cu divorțul soției, care a divorțat de el, a vrut să ia, și nu a vrut, a reușit, i-a luat tot ce avea, absolut tot, că era un om cu firmă, cu bani, a luat absolut tot și acum trăiește atâta mai impresionant, zice, doamna asistentă, trăiesc dintr-o pensie și am învățat să mă trăiesc dintr-o pensie și mă bucur de ea și știu să îmi chivernisez banii și sunt atât de fericit de banii aia puțin pe care îi primesc la pensie. Deci un om de un pozitivism ceva incredibil, de câte ori vine, fericită de-a dreptul că-l văd, dacă mă crezi. Deci de aia chimioterapia uneori, când există șanse, chiar și metastaze, se pot opri în evoluție, se pot resorbi sau opri în evoluție și merită luptat, nu? Da, acum vreau să spun referitor la povestioara ta, o povestioară identică, aș putea spune, un renumit profesor universitar a făcut la un moment dat un cancer pulmonar. Prognosticul cancerului pulmonar, cred că majoritatea îl știu, este undeva la 5 ani, cu sau fără operație. Bun, el era în stadiu inoperabil. Totuși a insistat să fie, fiind un om potent financiar și intelectual, așa, și-a găsit și un chirurg dispus să-l opereze, deși nu exista indicație de intervenție chirurgicală, l-a operat și s-a spus că trebuie să facă chimioterapie. A venit la noi foarte zen, a început ședințele de chimioterapie. Mi-a spus așa, eu îl cunoșteam, era verișorul unei prietene bune de-a mele.
Ce îmi spune? Știu exact ceea ce am. Fac cele 6 ședințe de chimioterapie și mai mult nu. Și am de gând să-mi continui viața exact ca și până acum. Adică era un tip destul de zvăpăiat și destul de nonconformist. Îi plăcea și alcoolul tare și fuma câte 2 pachete de țigări pe zi. Vreau să vă zic că în momentul în care ieșea de la chimioterapie, primul lucru când era în ușă, încă nici nu era cu ambele picioare ieșite din cadrul ușii, și aprindea Kentul. Îl vedeam din interior și îl punea după ureche și când ajungea în cadrul ușii și le aprindea. Era un simpatic și un drăguț. Și așa în fiecare an el venea la control neschimbat. Bea, fuma în continuare, își desfășura activitatea de cadru didactic universitar, avea tot felul de ședințe pe la București, un om foarte, foarte activ și foarte, foarte pozitiv în gândire și în comportament. La 2 ani vine iară. Intru să-l anunț pe șeful, pe doctor, a venit domnul Cutare. Dar mai trăiește? Zic, a trăiește, bine. Al 3-lea an la fel, al 4-lea an la fel. Când venea acum, ca o paranteză, fiica lui era medic. În fiecare an când venea la controlele periodice, după ce obțineam rezultatul analizelor și așa, o sunam și mă întreba, care e situația cu tata? Ei bine, n-are nimic, nu, nici pulmonar, nici hepatic, nu. Analizele de sânge sunt perfecte, absolut nimic nu avea omul respectiv. La un moment dat, după vreo 8 ani, mă sună fiica pacientului că tata e rău și dacă aș putea să mă duc să-i pun niște vitamine. Bineînțeles că m-am dus, era și medic, era și verișorul prietenei mele. M-am dus. Când l-am văzut, zăcea în pat, era o umbră, Vai. chiștoacele, un morman de chiștoace de țigări la capul patului, sticla de vodcă și el așa era perfect conștient și lucid. Dar era o umbră a celui care fusese. N-o zic, gata, cu asta se termină. Îi fac 10 zile perfuzabilul. Asta era prin toamnă. După care nu mai au niciun telefon de la ei. Am zis că rămâne să ne auzim telefonic. De Crăciun primesc mesaj de la el. Sărbători fericite cu drag numele. De anul nou iară, de Paști iară. Și uite așa, omul a trăit și a murit de bătrânețe, n-a murit de cancer. Ce Da. fain! Super! Pe de altă parte, am avut tot așa o pacientă, medic, care avea prognostic foarte bun, un cancer de sân care are prognostic foarte, foarte bun, da? Dar ea, din momentul în care și-a aflat diagnosticul, a început ședințele de chimioterapie neoadjuvantă, tot timpul spunea, eu o să fac metastaze pulmonare, eu o să fac metastaze hepatice, o să fac aia, o să fac aia. Și îi spuneam, doamna doctor, nu-i bine să gândiți așa. Este o vorbă, ceea ce ceri, aia atragi. Exact, așa este. Ceri ceva pozitiv, atragi energie pozitivă, ceri negativ. Și lucrurile astea mi s-au confirmat în atâția ani de oncologie, să știi. Exact. Fără excepție, deci n-a fost nicio excepție. Cei care au fost pozitivi în gândire au trecut cu bine și s-au vindecat. Cei care au pornit de la premiza eu o să fac aia, o să fac aia, au făcut-o. Și pacienta respectivă a murit în mai puțin de un an, plină de Wow. metastaze, exact așa cum spunea la fiecare ședință de chimioterapie. Și eu Vai. tot timpul o certam și îi spuneam, doamna doctor, vă rog frumos să-mi deprimați toți pacienții. Acolo erau 8 pacienți care făceau concomitent chimioterapie și ca să mai detensionez puțin atmosfera, zic să știți că vă pun perfuzia la baie, ca să nu vă mai audă nimeni, că nu permit să-mi deprimați pacienții. În saloanele de pacienților de care mă ocupam eu, era o bună dispoziție permanentă, că tot Ce timpul glumeam cu dânsii, glumeam cu ei, ei glumeau cu mine și plecau încărcați pozitiv cu pozitiv. toate greburile, cu toate vărsăturile și cu toate problemele Foarte important statusul emoțional și auxiliare, da. da. Vai, Da.
Acum, sigur, cu asta ne-ai răspuns și la următoarea întrebare, cum interrelaționez cu pacienții și aparținătorii, tocmai ce ne-ai povestit, dar văzut cum interrelaționez cu medicii cu care lucrez și dacă ai reușit să formezi echipa care trebuie și pe ce se bazează interrelaționarea. Deci, cum să spun, eu am specificat la început acestui live. Am avut noroc de medici care m-au ajutat să mă ridic, care m-au învățat să învăț, care m-au învățat să observ. Deci, e foarte, foarte important să observi toate modificările care apar la pacienții pe care îi ai în grijă. Și m-au învățat să știu să analizez, să-mi păstrez calmul și echilibru, să știu că am sprijinul lor în orice situație și am învățat de asemenea să reacționez foarte prompt în situații critice, ceea ce e foarte, foarte important Sigur. în meseria asta, în ramura asta. Ne-am interferat de foarte multe ori cu situații critice, uneori hilare, uneori mai puțin hilare, dar întotdeauna am fost foarte prompt și am acționat ca o echipă. Ce frumos. Uite-te, Deci toți apropo. lăsam tot ceea ce aveau de făcut, toți lăsau și ne ocupam doar de acel pacient care avea nevoie de noi, de toți, la momentul respectiv. Foarte fain. Asta înseamnă și pacientul Da. are de câștigat. Apropo de echipă, ia uite cine te salută. Am avut bucuria să o am ca și colegă, om cu suflet minunat, te îmbrățișez, Mihai Avdei. Dragul de tine, te sărut și eu și te îmbrățișez, Mihai. Ce frumos. Ce frumos să te întâlnești după vreme, știi, Da. cu oameni pe care nu ai văzut de mult De-abia timp. ne-am despărțit în septembrie. Da, ce frumos. Da. Da, pentru cei care nu știu, Elena acum lucrează, nu mai lucrează la oncologia unde a lucrat, deci la oncologie, lucrează în altă parte. O să ne povestească și acea experiență. Are multe să ne povestească Elena, de-aia o să Da. și mai facem cu ea, o să facem live-uri cu ea în continuare, Pe când mai Mihai nu are timp. am să-l iert pentru că m-a făcut să plâng. Cred că este unul dintre puținii asistenți după care am plâns când a plecat. Da, în ce sens? Da, și m-am rugat de el să nu plece. A, deci el Când a a plecat plecat. și s-a dus la alt loc de muncă, da. A. E adevărat, Mihai, e adevărat. M-ai făcut să plâng. Deci el lucra. Acum, dacă nu mai lucrez în oncologie, am lucrat pe cardiologie într-un spital privat. Am avut o echipă minunată. Acum, puțin mai târziu, îți răspund la una dintre întrebări. Diferența între asistenții medicali cu post-liceală și cei cu facultate. Cred că am discutat noi două împreună. Ce m-a impresionat extraordinar de mult la colegii cu care am avut onoarea să lucrez la acel spital privat, a fost bunul lor simț, empatia și dorința de a învăța. Lucru pe care, din păcate, la colegii care absolvă facultatea de asistenți medicali, nu este atât de vizibil, nu este atât de marcant. Și încă o chestie, au impresia că sunt mai buni. Nu sunt mai buni, absolut cu nimica. Cu regret trebuie să spun, eu acum am termene de comparație foarte multe. Acele fete cu care am lucrat în niște condiții destul de vitrege, fiind o singură asistentă cu o infirmieră la foarte mulți pacienți, Mihai poate să confirme lucrurile pe care le spun eu. Nu am avut niciodată plângeri. Pacienții erau îngrijiți ca și când ar fi făcut parte din familie. Deci niciodată, nici una dintre colegele mele nu a strigat la un pacient, nu s-a comportat inadecvat cu pacientul și aveau toată dorința de a învăța, lucru pe care nu-l văd la asistenții cu care lucrez acum. Sper să nu fie niciunul în live-ul Care de acum. Da. îi trist. Și încă o chestie care
Mă uimește. Deci, generațiile tinere sunt foarte reticente la nou. Eu sunt mai în vârstă, dar sunt dispusă să învăț tot ceea ce mi oferă tehnologia pentru că mă ajută în meserie. Exact. Ei nu. Am învățat, au replica asta. Am învățat așa și am lucrat foarte bine așa. Dar, băi, oameni, putem lucra Și foarte mai bine bine. și mai bine. Exact, Dar exact. trebuie să ne adaptăm cursului tehnologiei. Asta înseamnă meseria noastră. Exact. Tot timpul să fii dispus să înveți și să te Exact. adaptezi Tot la timpul tot ceea apare ce. ceva nou. Da, Exact, tot exact. timpul, tot Și timpul. tot te ajută, tot ceea ce este în jurul Da. tău. Eu asta am învățat de la o pacientă de-a mea, că atâta intervin, o pacientă vârstnică ce se mișcă cu cadru, are un soț cu demență, cu Alzheimer și m-a impresionat foarte tare, mi-a spus că viața asta este ca o mare învolburată, dar în vela e la tine, adică tu ești pe o corabie pe marea asta, vela e la tine, totuși să îți găsești vele în jurul tău. Și îmi dădea exemplu, de exemplu căruciorul ăsta îl zice, e vela mea, doamna asistentă, dumneavoastră sunteți vela mea că veniți și mă ajutați să-i fac tratamentele soțului. Șoferul care mă duce și mă aduce la cumpărături este vela mea. Deci trebuie să-ți găsești vele în jurul tău care să te ajute să evoluezi permanent, indiferent cum evoluează societatea, ea este într-o permanentă evoluție. Și atunci trebuie să-ți găsești resursele ca să poți să te agheți de ele. Da, absolut. Îmi cer Dar trebuie scuze, să mi-a ai iese și cerebrețul. disponibilitate. Da, Deci, bineînțeles. Bineînțeles. degeaba găsești și ți arată, ți aruncă cineva frânghia de care să te agheți, Că dacă nu vrei tu să o apuci. aștepți, da, tu aștepți un iaht de lux, nu te apghezi de frânghie, că poate vine un iaht de lux și mă duce. Ce faină Știi? comparația, da. Cam așa, așa Da. stă situația. Exact. Uite, apropo, dacă tot am vorbit despre asta, eu am, discutând cu ginerele meu, cred că am cel mai deștept ginere de pe lume. Să te bucuri de copii. Da. Discutam legat de niște statistici care pe mine m-au șocat de-a dreptul. E vorba de niște scuze că zgălăgiile astea am doi copii care fac gălăgie. Eu mă mir că a mea stă cu minte, Da, doarme a mea. a mea acum s-a trezit. Și era vorba despre inovație, dacă îți arăt acum să vezi cam unde ne aflăm noi, din punct de vedere, deci s-au făcut niște statistici, unde ne aflăm noi din punct de vedere al inovațiilor, pe ultimul loc, din păcate, Da. 34,13%. Și asta datorită faptului că suntem atât de rezervați la tot ceea ce înseamnă nou. La tot. E foarte dramatic. Trebuie să înțelegem că societatea asta intră o perpetuă schimbare și din cauza asta noi Da. trebuie să ne adaptăm. Și vreau să zic că ăsta e motivul pentru care eu fac ceea ce fac acum. Adică am constatat că există o nevoie, am constatat că elevii nu mai citesc. Bine, nu vreau să acuz pe nimeni. Poate și societatea e atât de galopant, totul e atât de accelerat încât nu mai este timpul necesar. Și am constatat că ce face lumea? Stă cu telefonul în mână și dă un scroll pe Facebook. Și atunci am zis, măi, ce-ar fi să aduc eu informație scurtă sub ochii lor că ei sunt acolo, dacă nu merg la carte? Hai să aduc eu cartea la ei. Și am început ușor să aduc articole acolo. Bela, te bat! Scuze. No, bate. Ei bine, asta a fost foarte important la început, dar pe urmă, urmărind și apropo, evoluând cu grupul meu odată, am constatat din statisticile pe care mi le dă Facebook că citeau la început, dar pe urmă, dacă articolele erau mai lungi, nu le mai citeau. Le-am făcut mai scurte. După un timp am constatat că nici pe cele scurte nu le mai citesc. Și mi-a dat cineva ideea, ce-ar fi să vorbești tu? Zic, bun, hai să fac niște înregistrări. Am făcut înregistrările. A fost o chestie inedită. Bun, s-au urmărit, au fost interesante, lumea se uita la ele. Ei, pe urmă am constatat tot din statistici că au răbdarea necesară să se uite la un clip care nu depășește 2 minute 24. Deci media de vizualizare al unui clip. Deci scade incredibil de mult capacitatea de concentrare a societății noastre. Și de-aia zic că și eu, ca și tine, am în permanent dorința să evoluez odată cu societatea, iar
vreau să aduc informația în parametri în care sunt capabili cei care doresc să facă meseria să o asimileze. De ce mai insist, du-te la carte, că nu se va duce? Și atunci am zis, bă, hai să fac chestii scurte. Uite, acum, de exemplu, de vreo 2 săptămâni am lansat o serie sfaturi și trucuri, pentru că inițial am filmat proceduri întregi. Și am observat că nu se uită la ele, că e prea lung. Și atunci ce am făcut? Am zis, bun, hai să fac chestii scurte de 1 minut jumate. Și acum am lansat chestii, de exemplu, am lansat o chestie, nu croșeta în venă. Asta a fost un clip de 1 minut jumate. Și am zis, cum faci dacă ți-ai pierdut vena? Cum faci ca să te repoziționezi și să nu scoți acul? Și i-am arătat, într-un filmuleț scurt, cum retragi acul și repoziționezi. Nu te apuci să faci așa în venă. Ei, asta a fost un clip de 1 minut jumate, pentru că am zis, băi, dacă atâta observă în timp ce merge spre servici pe trolebuz și dă un scroll și ea a văzut 1 minut jumate, băi, s-o fixa ceva în cap. Și suntem mai câștigați decât cel pe care îl trimitem la carte și nu se va duce la ea, știi? Da. Și am constatat că trebuie să ne adaptăm așa, societății astea galopante. Și să știi da, că... și, Meta, știi ce e foarte important? Noțiunea asta, partea asta de informatică, de care acum ne izbim peste tot. Exact. Important să ții pasul. Sunt foarte, foarte mulți tineri care nu știu, în afară de faptul că intră pe toate rețelele de socializare, știu să posteze tot felul de clipuri și tot felul de prostii, sau să-și caute articole vestimentare și așa, dar nu știu să editeze un test Word, exact. Să facă un Excel, nu știu lucruri elementare pe calculator. Acum, exact. Condiciile, absolut toate documentele medicale sunt editate în format electronic. Exact. Îi vezi exact. Cum stau blocați în fața televizorului și calculatorului și sunt tineri. Exact. Sunt tineri. Exact. Au absolvit un bacalaureat care implică o probă de informatică, nu știu, competențe informatice exact, sau cum exact. Îi spune la proba noi respectivă. Noi două n-am absolvit da. Așa ceva, dar nu, suntem mult nu. Peste nivelul lor de multe ori, așa e? Eu am făcut la facultate, la electrotehnică, am făcut automatizări calculatoare un semestru, dar am prins perioada aia când un calculator era cât încăperea asta. Exact, exact. 286, 386. Așa era, da. Deci erau tot felul de plăcuțe cu tot felul de sisteme. Exact. Nu mai știu cum era, o încăpere întreagă era cu hardul acelui calculator. Exact. Și programele erau ceva cartele care se introduceau. Exact. Și dar acum e foarte important să știe formatare, pentru că vrei să redactezi un mail. Am avut un live legat de CV-uri și le-am explicat cât exact. De important a fost să știi să redactezi un CV, să știi să redactezi o scrisoare de intenție. Foarte, foarte important lucrul ăsta. Și apropo, să-ți povestesc o treabă drăguță, de ce spui și tu, s-a angajat la noi o coleguță mai tinerică, 30 de ani, nu știa să folosească, nu știa trimite mail, nu știa multe chestii. Și... Exact, asta n-am specificat. Da. Nu știa unde să intre, cum să-l redacteze și încet, încet am învățat-o cum să trimită mail. La noi, de exemplu, rezultatele, până au apărut codurile respective de probă, pacientul putea să le primească pe mail de la recepționeră. Dar trebuia convertit acel rezultat, trebuia convertit în format PDF și trimis. Yeah. Exact. Ei bine, era un SF întreg. No, o învăț eu frumos să facă treaba asta, reușește, știe. După ce a trecut vreo 2-3 luni, îmi povestește că o prietenă de ei a făcut analize și că trebuie să-i listeze analizele, să-i le ducă. Și eu întreb, dar de ce nu i le trimis pe mail? A, nu știe asta cu mail-ul, zice. Asta e bătrână, nu? Dar zic, câți ani are? 40. Mi-a picat fața. Bravo, și eu am 50 și eu bătrâna te învăța pe tine de 29 să folosești mail-ul, știi? Dar a fost, a nu știe, zice, bătrână de 40, mi-a picat așa fața, știi? Dacă îi spuneai să-l trimită pe Messenger sau pe WhatsApp sau pe Instagram, ar fi asta știut. Asta era altceva, sigur că da, da sigur da. Că da. Uite-te, te salută Olimpia, nu știu dacă vă cunoaște sau nu, dar o zis că îi face o mare plăcere. Olimpia
m-a ajutat foarte mult în activitățile la domiciliu și fiind în Gheorghen, de multe ori, ca să nu supunem pacientul la costuri de deplasare, când era câte un pacient în Gheorghen, îl transferam Olimpiei și spuneam: Olimpia, te rog, ocupă-te de el, să nu mai dea omul banii de deplasare, să plătească un taxi sau o mașină, să ducă asistentul, să aducă asistentul, ocupă-te tu de el. Și întotdeauna a fost foarte, foarte promptă. Ea întotdeauna ne ascultă și na, zice că îi face o mare plăcere să te asculte și a luat Foarte mult. notițe. Mă bucur mult A și fost dacă de... pot să vă mai ajut să vă sfătuiesc cu mare drag. Abia Când aștept media să mă faci, invită, eu da, categoric. să O să facem, o îi să te spun gândești Mihila. ce vrei tu, să discutăm întâi despre efectele secundare ale chimioterapiei, despre chimioterapie, sau să vorbim Eu întâi despre zic să camere. așteptăm feedback-urile celor care au fost astăzi Perfect. live Și să ne și ce spună ei ce despre doresc. ce ar dori, despre efecte secundare, despre alimentație putem vorbi, despre camere implantabile, despre extravazare, asta se adresează celor care lucrează ca și Deci, asistenți sau intenționează să lucreze pe secții de hai spune-le chimioterapie. două vorbe, că eu, de exemplu, am rămas mută când mi-ai spus, adică nefiind pe domeniul oncologic, n-am știut cât de gravă e situația când o Da. substanță chimioterapică extravasează. Deci anumite chimioterapice, ce înseamnă extravasarea în primul rând? Înseamnă că pur și simplu perfuzia merge paravenos, asta înseamnă extravasare. Majoritatea se pun pe lângă premedicație, au rolul, primul flacon are rolul de a verifica permeabilitatea și calibrul venei. Pentru că, așa cum am spus, unele citostatice au efect iritant sau chiar necrozant. Deci de la simple vezicule flebite pot ajunge până la necroze extinse care să ducă la infecții și amputație ulterioară a membrului. De Amputație. aceea, amputație, da, am văzut un singur caz, într-adevăr, cu amputație de membru. Foarte important la pacienții oncologici de evitat plicile care, venele care sunt pe articulații, mai ales din acest punct de vedere al extravasării sau al efectului iritant. Pentru că poate să irite nu numai vena, poate să irite și structurile învecinate, tendoanele, articulația în sine, absolut tot. De aceea foarte, foarte mare atenție. Trebuie ca vena să aibă calibru corespunzător, să fiți siguri că sunteți în venă, nu este permisă repoziționarea acului la chimioterapie. Ai greșit, scoți acul și intri din nou într-o altă venă care nu se continuă cu vena pe care ai puncționat-o anterior. Deci Pentru ea că se la începe acel din partea distală. nivel, exact, la acel nivel pot să apară ulterior probleme de necroză sau vezicule. Bun, deci... Dacă vreți, eu aștept feedback-urile voastre și o să-mi pregătesc câteva slide-uri eventual sau cum dorește media, dacă vreți să fie interactivă emisiunea, cum vi mai comod și mai convenabil, eu mă pliez dorințelor voastre. O să așteptăm atunci feedback-ul lor. Săptămâna viitoare, Da. acum tot am ajuns la final, nu te mai reținem, Elena, 2 ore jumate aproape, și îți mulțumesc din suflet. Da, Te mare pup, a fost o drag. mare plăcere. Vă sărut și vă îmbrățișez pe toți și Ce vă vreau să le mulțumesc spun frumos. tuturor, pentru că e și Gabi Hermeniuc aici, am înțelegerea cu el că săptămâna viitoare vom vorbi despre vaccinuri, pentru că tot este isterie și pentru că Gabi este pe medicină școlară și până de ceva vreme ei se ocupau de vaccinări, are foarte multe cunoștințe legate de vaccinări. O să discutăm legate de vaccinuri, despre schema obligatorie de vaccinare, despre vaccinurile opționale, și vă așteptăm să-i puneți întrebări și la Gabi, care și el e dispus să împărtășească. Gabi, te-aș ruga dacă, cred că mă auzi, dacă poți să vorbești despre importanța vaccinării împotriva virusului HPV. Clar, o să vorbim și despre Da, asta. deci este foarte, foarte important. Eu sunt pro-vaccinare. Și eu la fel, mi-am vaccinat Da. fiica.
Pentru că la mine în familie, apropo, am avut bunica cu cancer de col, mătușa cu cancer de col și eu am avut la un moment dat un stadiu 3, care făcând tratament, am reușit să-l aduc la stadiu 2, deci n-am mai cu stare inflamatorie, dar am considerat că este imperios necesar ca fica mea să fie protejată. Deci e foarte Absolut. important, Dar foarte ce e mai important. important, foarte multe țări au adoptat programul ăsta de vaccinare pentru HPV și la persoanele de sex masculin, Da. pentru că ei sunt purtătorii, Exact. Să ei știi, transmit Elena, că boala. n-am știut până acum 2 luni când ne-a venit un pacient din Italia și a venit la noi la cabinet și a spus domnului doctor dacă poate asistenta să-i administreze. Și eu și domnul doctor ne-a picat fața și am zis, dar sunteți bărbat? Da, dar la noi se vaccinează. Și bineînțeles, ne-am dus să ne informăm. Ne-am uitat pe prospectul produsului care el l-a adus, ne-am uitat și, într-adevăr, se vaccinează bărbații împotriva HPV. Și mi se pare cât se poate de normal. Super! Deci trebuie să... Oricum o să stabilesc săptămâna asta cu Gabi despre ce vaccinuri vorbim și o să ne informăm, o să aducem mult mai multe informații, tot ce și noutăți, adică nu numai ce se știe de-a lungul timpului, o să căutăm noutățile în domeniul legat de asta și să sperăm că mai vin și alții cu informații noi. Uite, Gabi știa, da, și nu mi-ai spus, dar stai să spun, Gabi știe tot. Fii atentă, de multe ori, Gabi e un tip extraordinar de haios, el și Rareș țin grupul așa să nu te plictisești, Să nu ne plictisim. chiar și acum a fost o postare despre andropauză, dacă ai vedea ce comentarii au făcut unul la altul, că eu am dat pe spate, deci dacă n-ar fi ei doi pe grup, cred că ne-am transformat niște murături, pentru că ei reușesc să ne țină tonii. Na, și vreau să zic, de multe ori când văd câte un banc drăguț, mă gândesc la Gabi și îl trimit în privat, la care el îl știam. Îi trimit altul, îl știam. Îi vorbesc despre un film, îi știam. Deja devine frustrant că tot știe. Ia, știe Da. că bărbații se vaccinează. E frustrant, Gabi, e frustrant. Da. Bine, Elena, mă bucur din suflet că ai fost cu noi și după live-ul cu Gabi o să ne gândim să vedem ce subiect abordăm împreună în funcție de feedback-ul celorlalți. Bine? Bine, Bine, Elena, îți te pup mulțumesc și pentru vă că... doresc tuturor o noapte bună și cât de liniștită se poate. Mulțumim mult, Aștept Elena. următoarea întâlnire. Vă pup pe Și eu. toți. Te pup, pa, pa. Pa. Bine, dragii mei, eu sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu Elena. Cred că a fost o mare plăcere. Mie, una mi-a făcut o mare plăcere să stau de vorbă cu ea. Și vă aștept săptămâna viitoare să discutăm cu Gabi. Și bineînțeles, Rareș va fi pe fază ca să-i ridice mingea la fileu, pentru că ei doi nu sunt de nedespărțit în comentarii. Așa că vă aștept cu drag marțea viitoare la ora 8 să vorbim despre vaccinuri. Să aveți o seară plăcută și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Sper că a fost pentru toți o seară cât se poate de plăcută. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.